Salut! Suntem live sau nu? Gata, ăla e! Live pe YouTube cum trebuie! Haide! Așa, da! Bine! Top, 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 top! Asta zic! Gata, totul pregătit! Salut, Santi, bun venit! Salut, Raul, bine ai venit, Matei, unii Cosmine, salut, Tolea, te salut, Alex, salut, Sandule, bine, Luca, salutare, Cosmine, bine ai venit, Damian, salut, Robert, salut, Crispy. Mamă, deci, e haos ce e aici, pentru că am avut foarte multe încercări în ultima săptămână. S-au strâns toate pachetele posibile, dar stați fără frică. Cred că YouTube-ul e mai norocos. Aici se va întâmpla. Vă mulțumesc pentru cele 100 de like-uri care s-au strâns deja. Salut, Jovi! Bine venit, Vlad! Mamă, dar stai că am trebuit felicitul plin! Salut, Denis! Anatolia, da. Salut, Mowgli. Merge SB93 în loc de Mbappé Gold. N-ar trebui să mai avem Mbappé Gold la ora actuală, bro. Dă-l afară. E aproape august. Niciun card de Gold rămas în echipă. Ăsta e obiectivul. Mamă, dar eu până-l caut pe Luca Hernandez, care are Teo Hernandez toate variantele posibile. Dar stai că eu am un jucător scump, bă. Eu am bani, bă, am bani mulți, bă. Facem drafturi. Salut, Marian! Îmi spui că te pup. Oh, îl pup pe Quick! Mamă, Quick! Nu pot să cred! Quick face live? Dă-te, bă, că eu nu cred așa ceva până nu văd. Ia să vedem. Unde face live? Ești nebun? Ah, pe YouTube? Ce, mă, e nebunit? Vărule! Vărule, care mai e relația ta cu FIFA? Absolut. Vărule, ce ai făcut, vărule? E futurul universului. Vărule, e live pe YouTube, Quick, ești de vorbă. Ce cauți bai, ce bă? Și știți despre ce vorba. Am vrut să fac un universe mode cu caractere create cu streameri. Am creat streameri. Ah, ce ai mai revenit live pe YouTube? Asta zic. Tare. După aia să-mi dea eroare că sunt save-urile corupte. Și n-am putut să... Mamă, ce ai, măi, nebunit? O lună deja. Nu l-am pus, mă, pe vițel la vânzare? Mai am un vițel? Hai, că s-au strâns toți vițelii. Am dat și 60 de euro. Toți vițelii la mine, bă. Stai așa. Vom începe cât de curând și drafturile. Da, stați să scap de câțiva jucători de pe transfer list între timp. Bine venit, Mihai. Salut, Albert. Te salut, Tauru. Salut, Ocult, Alex, salut, Ciprian, te salut, Florine, salut, Șerbane. Bine ați venit, oameni buni? Salut, Dorbi, bun venit, Piki. Bun venit, bun venit. Mamă, cât costă toți ăștia? Da, am așteptat, bă, am făcut trading, de-aia erau ăștia aici, ce credeți? Special... Știam că vor crește prețurile. Au urcat băieții. Și uite cum vin banii de drafturi. Ia uite cum vin. Scade o sumă un milion niciodată în viața asta. Salut, Flavius, bine ai venit. Ce trader? Păi, trading la nivel maxim. Tu faci orice ca să nu scazi sub un milion? Da. Bă, aveam 2.300.000, cu tot cu ce am mai luat de la drafturi, aproape că nu mai am niciun milion. Ca idee, câte încercări au fost, că am avut peste 100, deci peste 1.500.000 cheltuiți pe drafturi și n-am făcut 194. Mai blestemat de atât, n-am fost la niciun FIFA vreodată. Ce înălțime ai? 1.78. Deci m-am să-l pun pe Thiago de 93, sub 65 de K la vânzare.
Jucătorii au preț maxim și preț minim. Iar Thiago 93 are și el un price range și minimul e 65.000, maximum 1.200.000. Deci tu îl poți lista între prețurile astea. Și s-a făcut price range-ul pentru că în trecut se vindeau coins, iar oamenii se înțelegeau, își trimiteau banii prin PayPal și din astea și erau listați jucătorii la altă valoare special ca să aibă loc deal-ul respectiv. Se făcea asta și prin trading direct, că înainte puteai să oferi carduri pentru un card care era listat și dacă primeai ofertă bună, de cardul ăla pentru un alt card sau pentru mai multe carduri. Mă rog, ca să nu se mai facă treaba asta, pentru că ei îl pierdea bani că nu se mai cumpărau destui FIFA points, aha, s-au băgat price range-urile. Salut, Iulian! Cam spre CM, 5.000, direct în cont. Hai zic, vărule. De ce am piesa asta care e super... Copacabana? Ce nume? Copacabana, du-te, bă, de aici. Bun. Dar nu uitați de like acolo dacă ați intrat pe stream și n-ați lăsat unul încă, contează și vă mulțumesc foarte mult. Trecem de 300 de like-uri în aceste momente, ceea ce este fantastic. Și cât de curând o să-i dăm tare cu drafturi. Sper eu până iese 194, că n-aș vrea să mă mai dau bătut ca în fiecare zi în ultima săptămână, că a fost curând. Nu uitați că am și eu o nouă pagină de Instagram, Teo Chiariel, pentru că cealaltă mi-a dat-o jos un... băiat pus pe Caterin și d-alea dintre cele mai bune și din păcate n-am reușit să recuperez, dar revenirea pe Instagram cu ID-ul tău, chiar el, am trecut de 5.000 de followeri, ceea ce e senzațional și e drumul spre 10.000, Doamne ajută, se va întâmpla și asta. Mi-a dat pele 99 moment din player pick, tank rău de tot. Dacă faceți un icon de la Brazilian icon pick, ar fi foarte interesant să-l vedem pe stream, că aș vrea și eu să văd ce se întâmplă acolo. Mă gândesc și eu să fac acel pic, dar întâi voi face o analiză a resurselor, că e vreo jumătate de milion valoarea SBC-ului. Dar poate să-ți dea carduri bune. Într-adevăr, poți să prinzi un Rivaldo, Socrates și ești mort, dar ai Ronaldo, Grasu, Pele, Dinio, Gary, toți băieții aia tari. Sunt Noemi, s-a întors Dică. S-a întors Dică, Nicolae Dică. Dică negociază azi cu Becali. Stai mă că încă nu e. S-a aflat condiția lui Gigi Becali pentru ca Nicolae Dică să semneze cu FCSB. Trebuie să accepti asta. Ce trebuie să accepti? A, Neme Stoica. Bam, bam, bam. Dacă vrei să fii antrenor FCSB, trebuie să accepti să lucrezi cu noi, Bert, Marius, Pupa și Pitli. Bă, ce știri asta, mă, nene? Ce clickbait e asta? Trebuie să accept să ce? Să lucrezi cu staff-ul? Mamă, așa a făcut o știre. Dacă faci un clickbait pe YouTube... E uțul ăsta, nu mai clickbait face. Uite, pe ăștia, bă, mi-au furat click-ul. Mi-au furat click-ul. Salut Messi, salut Vlad, bine venit, te pup, ștești forță Florine. Draftul 8.934 și eu încă încerc să fac o... Nu mă, nu o să vină, stai Gian, se va întâmpla. Salut Gabi, bine ai venit. Salutare Norris. Bun, îi dăm imediat drumul la treabă. Walk out! Wow! Aaaa, tenuțul! Parejito! 14.000 în cont! Și-a tat. Am făcut banii, nu-s ca sub milion. Cel puțin momentan. Juve revine, da. Top! Era și cazul! Deși nu mai este echipa care domina seria-ul, dar rămâne echipă de renume. Cel mai top YouTuber de FIFA, mulțumesc frumos Teo, binevenit! Respect Bogdane, Sancho sau Gary Prime, copilul Sancho are un loc special în inima mea la acest FIFA, pentru că a fost un jucător de mare importanță la această echipă pe care am avut-o la Ultimate Team.
copilul Sancho a făcut multe jumbo și lucruri, întrucât eu îl pun acolo în față. Eu l-aș alege pe Sancho. Salut Radule, salut Ionuț, bine venit Florine, salut Adi, bine venit Andreas, respect. Latino, baby, 3000. Gata, m-am făcut niște coins. Nu-i frumos? Avem și un 80D, cred că îl dădeam și pe ăla bine. Nu-i nimic. Așadar, uite să începem, nu uitați. Partenerii canalului, mysteryshirt.ro. Site de unde vă puteți cumpăra tricoul vostru de fotbal într-un mod misterios. Vin și lucruri interesante cu Mystery Shirt cât de curând. Avem aici codul Teo, care dă 10% reducere și tricoul retro din anii 90 încoace. Și dacă și era cineva vreun Mystery Shirt și a prins tricou din anii 90, sunt curios care era echipa, că asta e foarte tare. Bineînțeles, codul Teo 10% la întreaga comandă. Deci vă puteți cumpăra tricouri nelimitate și codul Teo oferă 10% reducere la toate. Și mygame.ro, care au tot felul de accesorii, de controlere, de PS5, PS4, toate nebunile și un site nou. Au și accesorii pentru consolă, poți să iei husă de consolă, poți să iei stand vertical pentru PS5. Aici codul oferă 5% reducere, codul TEO5. Atenție, aici e mai cu 5, cu numere, cu nebunii, cu din astea. Sunt tare husele astea, poate îmi trebuie și mie o husă. Poate ține mai mult. Mama, au și husa aurită. Și atat. Mai băgați huse, mai vreau huse cu fotbal. Vreau o husă cu Ronaldo, când face siu. Și să scrie un siu așa, uite să le scriu să facă treaba asta. Scrie siu așa, știi, într-o parte, în alta face Ronaldo. Cum avem emote-ul aici pe chat. Sau nu l-avem? Nu l-avem aici? Oh, n-am emote-ul. Ah, Ronaldo, stai că e la membri, mă. E lângă numele de la membri. Acolo era, mi-am amintit. Să fie pace bigheală, bine ai venit. Cam cât ții live-ul? Live-urile n-au neapărat vreo durata anume. Dar o să fiu live vreo 3 ore, sigur. Poate fac 194 la primul draft și atunci poate nu fac 3 ore de live, dar nu cred că se va întâmpla chiar așa, să fie chiar atât de lejer. Te-am stă în Ploiești, da, la mall acolo, respect, bă, băiatule. Bă, a doua oară când am fost eu în Ploiești vreodată. M-am dus la mall-ul ăla, nu știu ce mall era. Cred că era AFI, nu știu dacă era AFI. Am nimerit și eu unde am putut. Tot vreo de tot. Salut, Leonidas. Hai să dăm cu primul draft, sunteți pregătiți? Hai cu 194 spam pe chat. Să atragem forțele puternice de bunăstare către echipa asta care va fi de 194, garantat că nu vreau să mai încerc să eșuez lamentabil, ok? Salut, Rares! Hai că se poate! Pe ei! Hai, jocule, dă-ne! Uite, 4-2-3-1, 4-3-3 false 9, luăm sistemul 4-2-3-1 clasic, cred. Ăsta luăm. E un clasic prea mare, 4-2-3-1. Câte drafturi am, câte sistem ăsta. Mâncați-aș gura. Ce scoștea, mă? Hazard și Thiago. Deci, n-aș ocupa acel slot, pentru că pot veni și către ofensive acolo utili. Ronaldo nu-l iau gold. Thiago e cam singura soluție optimă care linkurile de Premier League. Are 86 și eventual se păstrează ratingul dacă vin niște jucători tari de Prem. Rashford, 97 și ăștia. Salut, Vlad, mie din player pick-ul de 93 plus Icon Moments mi-a dat pele, excelent. Am zis că a început să mai dea acum iconii buni din SBC-urile astea cu icon, par destul de bune. Când vii prin Moldova? Bună întrebare, n-am fost niciodată, ar fi frumos. Deci se merge după Dinamo. Probabil că nici chiar așa, dar s-ar putea să scadă sub pretențiile alea de titlu și lupta la titlu, undeva pe locurile 4-6, dacă o țin tot așa, că Becali doar vinde, nu cumpără nimic. Mă rog, situația e clasică acolo. Adică am văzut. Am văzut ce se întâmplă. Mijlocaș central ofensiv. Primul e Carles Hill, 95. Link cu Thiago, nu-i rău deloc. Încă un cam. Mane pot lua. Deși are 96, dar are linkul verde cu Thiago. Ok.
Nu știu dacă un 90 e de păstrat, dar hai că luăm pe Mane pentru care link verde pe acolo. Da, dacă nu-ți bun mijlocaș și central ofensiv, ce poți să-i și faci? Și atacant central, da, da, ok. Ce naiba, mă? Bă, bere! O, copilul! Făcea siu copilul acolo. Făcea tată. Jadon Sancho, Dani Alves și Morientes, tot spaniol, 93. Parcă ceva mai bine și poate fi pus acolo. Ia să vedem dacă îl punem așa. Hai că nu e deloc rău. Echipa spaniolilor. Elșa, 95. Încă sper. Avem 2 de 95. Avem 90 și 91. Ne trebuie un atacant central tare. Dacă nu vine, puțin probabil să iasă echipa asta bine. E un Walker. Nu dă vârful. Dacă nu avem atacant, nicio șansă. De acolo mai poate vine un atacant central. Trebuie să fie unul bun. Îl dă pe Rashford, dar e lămă. Nu, bă. Nu putem fără vârf. N-a dat un atacant, l-a dat pe Di Natale. 93, dar e cam puțin. Are link verde cu el și are cu Morientes, care stă în full cam acolo. Bă, oare se poate? Nu cred. 2 de 93, 3 de 95. Dar să vină în apărare ceva tank. Oare mai avem șanse? Vom vedea. Darius vine cu prima donație, zile, un euro acolo cu tot, cu taxe, mersi mult de tot, hai cu 194 forță, hai că se poate. Mulțumesc mult de tot, salut Ninja, ce crezi că face FCSB joi? Da, bă, la situația actuală e foarte imprevizibilă partida asta a FCSB-ului, au și pierdut turul. În mod normal ar trebui la orice oră să-i bată pe acei băieți, că nu e o echipă cine știe ce pe care o întâlnesc. Eu tot cred că se califică, chiar dacă echipa nu joacă mare lucru, parcă nici chiar atât de haos, dar n-ar fi nicio surprindere colosală să n-o facă, că e de gringoladă totală, nu au pic de organizare, e incredibil ce se întâmplă. Salut Casian, salut Bogdane, bine venit Alex din Austria, mai rece în Austria, nu? Nu se moare de căldură ca aici la noi. Salut Sebi, pare o să fie în primele 3 sezonul ăsta. Să vedem că s-a mai dezumflat Hagi. De-a lungul timpului, nu e, n-ar fi prima dată. Ce ai, Bredo, acolo, 2 euro, versiunea de tot, a costat 94. Astăzi se întâmplă, trebuie să vină echipa. Am zis că gata. Live pe YouTube, aici trebuie să aibă loc. Primul 194 live pe YouTube, că restul n-au fost. Salut, Dumitru. Dumitru, bunule. MPG cu noi, te pup. Salut Andrei, hai că 194 euro odată în spate, alege formații cu 3 fundași și reușește azi, o să încercăm tot felul de formații dacă nu iese. Mereu fac draft în toate formațiile posibile. Ionuț cu durația de 10 lei prin super, ce-a mersi frumos, te salut, respect. Hai că 194 euro odată azi, zic, astăzi trebuie să fie. E ziua Z, 25 iulie, trebuie să aibă loc. Salut Tudi, face treabă super, în sfârșit prin și eu un live, bine ai venit, mulțumesc mult. Lui, i-a dat Ganincea din Duplicate, Socrates Duplicate și Rivaldo Prime. Da, Rivaldo ăla cu Wickfoot ăla, de dacă dai cu el, ți-o dă direct în peluze. Salut Andrei Ionuț, bine venit Leule, salut și pe Cosmin. Bine venit Marine, salut Zebi, bine ați venit. Hai cu un like acolo să mergem și noi spre 1000 de like-uri. Și ia să vedem ce iese din această echipă, CDM, Spina, hai, Saltonali. Hai, Robertson. Zeu Robo 94. Bă, nu e rău. Cumva trebuie să... Ia stai puțin, el și are perfect link. Da, are full cam, stai că are perfect link cu Di Natale. Deci ne putem permite o apărare full Premier League. Și cu bancă solidă poate iese. Mamă, da, a venit Militao. Unde-l pun? Cu la Angle. Ce ziceți de la Angle? Om de Premier League acum. Right back, Tavernie. Pa, n-are link-uri, o să băgăm Walker. E și Rashford aici, hai că banca e ok. Dacă scăpăm de la Angle și avem niște chem în defensivă, Cucu, destul de forță și putem să mutăm aici. Să aibă link-urile. Bucurea în full chem. La Robertson e pagubă. Dar mai vedem. Militao rămâne, cu un Thibaut Courtois ar fi top Militao.
A, da, m-a curățat la portar, ca de obicei, da, e 92, a, cam puțin. Cu tavernie cât avem? 93. Nu, no, e maxim 193 ăsta. Salut, Arbe, salut, Claudiu, bine ai venit, Rareș. Luca, Alex, bine ați venit, ăsta e primul draft al zilei, da, ce zici, are șansă rapid la titlu? De ce nu? Poate mai fac și niște transferuri. Foarte important e că încă se pot face transferuri, deci niște transferuri, de ce nu? Că i-au adus pe Costache, pe Ștefan, a venit Ciobanu, au făcut mutări destul de bune. Salut, Sorine! Hai, costă 94 ăla, aia zic. Îți dau și un mesaj pe Insta, că nu știam de contul nou. Mulțumim frumos pentru follow acolo, Teo chiar el pe Instagram. Drumul spre 10.000 după ce m-au dat jos. Ce hoți! Ce hoți! Salut, Che! Salut, Nick! Părere, Șepși, bă, Șepși și CFR cred că trec, că au bătut destul de clar. Acolo ar fi mare surpriză să nu se întâmple. Sunt Mihai Cundera, Barça. Acum e între Barça și Chelsea, dar nu e încă 100%. Oferta e mai bună de la Chelsea, dar Barça aparent încă, nu știu, are puterea imaginii, puterea copilăriei, nu știu ce are. Că prea atrage jucătorii mari, ceea ce e interesant. Fiindcă nu mai e Barcelona lui Messi. Era mitul că vin să joace cu Messi, dar aparent e doar un mit. Salut, Anton, de ce Petrov vor mai apar live-urile anterioare? Cred că au făcut o schimbare și doar subscriberii plătiți pot urmări live-urile anterioare, nu știu. Nu poate streamerul să aleagă ce se întâmplă acolo, care sunt beneficiile. Le alege platforma. Cineva a luat titlul destul de devreme pentru asta. Dar ritmul ăsta clar nu FCSB. Salut, Alex! Bănățeanul nostru acolo, vine surpi. Salut, Ninja, câți ani ai? 25. Ce bai dacă revine Dică? Păi Dică ar fi cam cel mai potrivit dintre antrenorii liberi sau Reghe? Dar Reghe cred că a semnat cu o echipă, nu mai știu. Am văzut că se dusese pe undeva. Că s-a primit o ofertă, nu știu dacă s-a concretizat sau nu. Salut, Alex, salut, Cristi. Mamă, nebunie pe chat aceste momente, bine ați venit, stați așa că e haos. Piesă cu Naciu, mă lansez în muzică cât de curând, Darius, cu încă un euro acolo, mulțumesc pentru încă donație. Ce părere de meciul de aseară, FCSB, Rapid București? Ba, a fost clar Rapid echipa mai bună. Și la FCSB se vede că n-au adus niciun jucător foarte important. Că n-au făcut niciun transfer pe o sumă mai mare, deși își permite echipa să aducă un jucător pe 1.000.000, 2.000.000, chiar și mai mult. Dar nu mai investește Nea Gigi ca pe vremuri. Că înainte arunca cu banii, lua pe Coman, lua pe Tase. Deși e cam dubios că a dat atâția bani pe jucători de la Gică Hagi și după aia n-a mai adus pe nimeni. Adică cu schimbările astea de bani, nu știu ce să zic ce a fost acolo. O afacere în familie probabil. Că au fost niște cote astronomice, arunca vreo 10 milioane acolo. Dar fără transferuri, dacă aduci numai jucători liberi de contract, e normal ca alte echipe să crească și tu să rămâi în urmă. Rapid, Șef și Farul, și ar mai fi și alte echipe care ar putea pune probleme serioase pe CSB-ului. Cu Tam și în atac cu Coman Vârfal sau din astea, să fim serioși. De ce tragi de timp? Nu trag de timp, încerc să răspund comentariul pentru că sunt foarte multe comentarii. Doriți să nu mai vorbesc cu chat-ul și să fac numai drafturi? Că putem să facem, nu știu. Nu știam că... Cream că ideea ar fi la live să fie interacțiune. Că altfel făceam video. Bine, hai că ne băgăm pe... Ne băgăm pe... Pe treabă, nu mai, gata. ABDPL. Hai că... Îl luăm pe ABDPL. Și De Bruyne. Ok, este departe oricum. Mamă, Marky, ești de bun, team of the year. Bă, cum intră băiatul ăsta? Oare cu ABD nu stă mai bine? Ce m-a nenorocit? Doar să vină Hakimi și să-l dea și pe Donnarumma ultimii. Mamă, na, e Diego Carlos. Mai avem pe Delen. Cred că e cel mai bun e Carlos.
plus 6. Robertson are 4, n-am ce să-i fac. Da, cam aia e. No, 3 cu 90. 92 cap. Salut, Sally, bine ai venit. Mane în loc de heal. Iar și ship shifter e foarte bun, are și 5 stele skill moves. Salut Eduard, baftă multă, mersi frumos, bine ai venit. Da, e un plus 1, da. Cu Mane acolo, mare plus nu e. Nu, n-ai ce să faci, oricum n-atingem 94. Pentru că n-au venit mai mulți jucători de 97-98. A dat variante de-astea din Natalia, Bedi, dar variantele mai slabe, nu cardurile și shifters. Mamă, cum e 192, bă, cred că banca e jale. Da, tot așa n-are, are carduri de 96 maxim, e foarte important. Bun. Salut David, bine ai venit, din ce oraș ești? Momentan stau la Brașov, dar voi reveni la București. Nu donăm nimica. Am făcut 50 summer tokens pentru un Grilly și Adama. Mamă. Băi, cert e că nu mereu când îți investești timpul și toate cele primești ceva înapoi, că tot random e, tot ține de noroc. Dar că e o încercare fără să investești bani. Echipa mea de Ultimate Team e aceeași ca acum 2 luni, n-am mai jucat. Posibil să mai fac un player pickle moments și poate vine cineva de băgat în această echipă, dar altfel destul de ok. Oricum n-o să mai joc cine știe ce meciuri cu echipa asta. Am venit ceva și mersi frumos, bine venit, salut The Joker! Hai să vedem. Patru, unu, doi, patru, trei, holding. Avem cu 5. O să bag un holding aici. Ia să vedem. Primul e Cole. Da, uite că a început să mai dea carduri de astea care nu sunt chiar bombă. Cole 92, nu l-aș vrea acolo. Mai degrabă pierdem un CM decât să pierdem un right winger. Trebuie să vină acolo ceva mai forță. Sper să reușesc azi 194. Mersi frumos, Lil Turcu. Un euro, Lil Turcu, ești nebun. Salutare. Să-mi trimiți o poză pe care am făcut-o cu tine la Neversi pe Insta. Am ieșit bine amândoi în poză, dacă e... E frică. Și unde mi-ai trimis-o? În privat? Este așa. Underline Alexandru Turcu. Ah, firat. Ia să vedem cum am ieșit. A, mă, că e ok, mă, ce vorbești, mă? Eram bine. Bun, trecții balon d'or. Benzema, clar, adică ce? A zis ceva că e altceva balonul. A câștigat Champions League, La Liga, goal getter. Hai pe dreapta acolo cu ceva forță. Mamă, e Pedro, am înțeles. Stați că draftul ăsta deja m-a curățat. Bobby Firmino. Și de finger. Avem pe Vinicius 89. Erai pe... Nu eram, bă, pe nimica.
Bun, e foarte important de specificat o chestie. Dacă sunteți nerăbdători de drafturi talpă, din păcate, nu cred că va fi live-ul pentru voi, pentru că nu fac live-uri așa de des și e nebunie pe chat și încerc să răspund la cât mai multe comentarii de pe chat. Deci dacă vă grăbiți la drafturi, astăzi nu pot să fiu streamerul vostru care să vă ofere live-ul dorit, pentru că nu va putea fi un live talpă de drafturi, de 100 de drafturi într-o oră și pare rău pentru asta. Mersi mortofiu pentru 10 euro cu tot cu taxe, ești nebun? De ce să fie 94, ai cu 95? Știi cum e în viață, e bine să iei pas cu pas. Asta am învățat de la domnul președinte Klaus Iohannis. Pas cu pas spre 94 și după aia dacă e, o forțăm și la 95. Dar un 94 dacă dă, eu pot să stau pe spate liniștit și să mă bucur de toate drafturile, 700 de drafturi cât am făcut la acest FIFA. Vă mulțumesc mult de tot pentru cei 10 euro, ai nebunit? N-a de aici, hai pe ei! Gomez, mai este valabil codul de reducere la OneBlade, este valabil tot anul codul TO30, deci oricând îți iei în 2022, ai 30% reducere la aparatele OneBlade, nu e nicio problemă, poți să iei și în septembrie, octombrie, va fi în continuare. Diaby, aha, autocomplet, nu mai, deja m-a curățat, la revedere. Uite ce, bă, ce jucători mâncați așa, Kimi, m-am stuat și partei gol. Au, 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 eu ritmul ăsta nu fac niciodată, doar trag de timp. Gol Hermannstein, minut 1 versus Chindia. Chiar a dat gol în minutul 2. Era minutul 2, mă. Alexandru Oroian a marcat. Care este omul de bandă stângă. Mamă, așa vreau și eu. Pele, Pirlo. Dați-mi-l pe Pele. Chindia spre B. În jos cu boi, afară. Da, mai donez meciuri, să știți. Dar ca să grăbesc lucrurile, n-am donat toate meciurile din care am ieșit, pentru că uneori sunt foarte nervanți oamenii care le donez meciul. Unul mi-a făcut siul, care e cea mai lungă celebrare până să se pună pauză, special să ies din meci mai târziu. Deci unii sunt hoți rău de tot, ești nebun, și te țin special, te să fac de alea, de să duc la cameră. Ăsta a fost băiat bombă, a dat cu skip direct. Hai pe ei. 15.000, 4-2-2-2 și 4-3-3, n-am sistem cu 3, deci nu putem încerca sistemul cu 3, dar 4-2-2-2-ul ăsta a fost colosal. Beckham și Salah, Salah e bombă de bancă, nici n-are card în centru, ăla e Pele, hai pe linie, vină. Hazard, Carles Hill și Lundberg nu erau răi, Hazard merge și Pele dreapt. Hai, fă plăcere asta, jocule! Aoleu, De Bruyne, hai că e ok, 93. Belgenii pe laterale, atacant central Marcelo. Da, Marcelo și Hazard. Haide mă, ăsta trebuie să fie. Hai că se poate. Avem un 97 și un 96 și încă un vârf tare. Hai Ginola, vin. Mai e Ginola de 98, era super ăla. Robert Lewandowski, Morientes are link verde, dar are 89, să-l aleg pe Leva. Mă bucur că revine cu X, sper că revine. Da, nu băgăm mâna în foc, că și aici, dacă zic că 194, poate nu e, cam așa și la Quick. Să bage postări, să facă carieră, la treabă. La meci între Chindia și Hermann Stad, cu cine ții? Bă, cu nicio echipă, sincer, nu prea m-ar impresiona niciun rezultat. Salut, Rafael. Deschis pachete, depinde ce pachete. Salut, Nick, salut, Alex, bine ai revenit. Te salut, Sami, salut, Luca, bine ați venit. Haide. Zinchenko. Cu ăsta am pierdut. Două la rând, varză. Bă, mai bine că îi dă acum decât să-i dă la final și să vină țepele acolo. Ce de me Felipe. Mamă, link verde cu Marcelo. 93, mai e și Henderson. Dar Felipe ăsta e super acolo. Full chem Marcelo, full chem Hazard. Poate veni fundaș central brazilian să meargă cu Felipe. Și l-a mai dat și pe Llorente. Dar e și Tielemans cu link verde cu De Bruyne. 86. Llorente n-ar fi rău, nu știu dacă merge așa. Llorente, cu cine ar juca el? Cred că mai degrabă l-aș lua pe Tielemans. Hai cu Tielemans. Pierdem un punct, dar De Bruyne cred că rămâne. E Hakimi dreapta.
Ok, Hakimi merge. Cu Marchi ar fi fabulos. Virgil e bun, 91. Hai că arată bine apărare. Și Marquinhos. Marquinhos. Kalulu. Ok. Kalulu top. Teo Hernandez îi dă perfect link. Dar nu apare. E Delen. Nu s-au legat lucrurile. Cu Delen avem 91 până aici. Mai așteptăm la portar. Trebuie să dea un atacant tare. Robertson. Bun cu Virgil. Putem să schimbăm cu De Bruyne pe stânga. Merge. Nu știu cum facem cu Kalulu și Hakimi, dar rămâne de văzut. Nu repede partea. 76 chem. Alisson rupe. Mike Maignan la fel. Ar fi foarte potrivit. L-a mai dat și pe Trent. Bă, pe Liverpool a tot dat. Mamă, João Cancelo. João Cancelo. Și nu știu, oare să facem așa? Pe Trent. Și rămân Kalulu, Hakimi și Salah. Salut Darius, bine ai venit. Cariera cu Ronaldo va veni mâine. Ce-ai făcut, nuțule? Aha. Da. Visul. Bă, nuțule, bă. Messi 97, Modric 97, Ribery 98, Vinicius 96 în bancă de acolo. A prins portar, a prins Dia și a prins Son. 4-3-3 clasic. Ce tank și ce șansă să ai full cam cu un Sterling acolo, că alt jucător de prem n-avei. Mamă, de nu era Sterling, cred că erau probleme acolo. GG, bă, frate. Mamă, uite că se poate. Hai că se poate. Dă-ne vârful ăla. Nu, David. M-a omorât la vârf. Mane, Vișcea, Vișcea. Dacă îl pun pe Salah sus, doar plus 1. Nu știu, n-avem cam. L-a mai dat pe Gravenberg. N-a dat atacant lângă Marcelo. Ce păcat. În apărare Joey Gomez. Îl pun și pe Lewandowski, dar nu merge. Portar poate de Premier League. E Forster. 95 chem. Dar are 81. Trebuie să-l iau pe trap. Și Big Willy. Bun și Big Willy. Dar n-a dat portar de prem. Fonte. José Sá, stai. Nu știu ce am zis Fonte. José Sá, 95 chem. Na, oricum, suntem departe. Și nu putem avea full. Fără vârf. Ok. Tare rău partea de shapeshifter. Dar uite că în defensivă n-am avut portar. A rămas Tielemans, n-am avut vârf. Banca era decentă, dar departe de 19. Dybala, Immobile, Abedi, nu ești oricum. Aveai Zaha, atacant. Da, dar... N-aveam nici 93 rating, deci... Gata, asta am fost departe. Tot așa, n-am avut destui 97-98. Acolo ați văzut, erau Messi, Ribery și toți băieții. Prorăducule. Îți vei și până la urmă, sper că da. Draft token, bravo. Folosește o placă de captură ca să dai screen mirror la PS5. Imaginea vine din PlayStation în PC printr-o placă de captură Elgato. Iar apoi poți înregistra utilizând PC-ul, fie cu software-ul de la Elgato, fie cu OBS-ul cu care majoritatea streamerilor fac live. Iar acolo ai video capture device, Elgato, și îți introduci imagine care, na, poate să dispară când vrei tu. Sau, mă rog, poți să adăugă altă dacă ai încă o placă Elgato pentru altceva, că și camera mea video e tot printr-o placă de captură Elgato pus aici. Salut, Sanchi!
colaborare cu Quick, poate face pe viitor, de ce nu? Irinel, mersi frumos pentru donația de 4,99 lei prin Super Chat. Haide, îi dăm cu draft tokenul. 4231, 442 flat. Și mai e 4312. Hai că o să încerc cu flat-ul, că avem și jucători pe lateral. Am făcut deja în 4-2-3-1. N-a fost senzațional. Momentan e un Sané. Atacanții trebuie să fie foarte buni în sistemul ăsta. Milito. Milito, link verde cu oamenii de la Liga. Dar are 93, bă. Mamă, astăzi nu-mi dă bine deloc. Dar dovadă cu pozea, dacă nu era foarte veche, că se poate face 194. Dar nu cu Foden, Joselu. Hai, bă. Da, nu prea cred că e ăsta. Ar fi să schimbe lucrurile total de la rezerve. Abedi, opa. 98 Abedi. Avem un prim 98. Ne mai trebuie carduri din astea. Reece James. Bun, dacă nu vine alt right back. Mai util decât pacheta în momentul de față. Corona și De Bruyne. Și ar putea să rămână Milito cu Corona acolo și cu Abedi. Are link și cu Abedi până la urmă și poate vine un Alfonso Davies. Dar banca aia trebuie să fie nemaipomenită. LM Selemani. Aoleu! Dani Gamer donează 10 euro. Mersi mult de tot. Mamă, cu o donație de 10 euro. Salut. Mai bine și Darius cu un euro. Mersi frumos. Salut, Dani. Baftă la draft-ul. Mersi mult. O promovare și pentru canalul meu, Dani Gamer 90. De ce nu? De ce? Canalul Dani Gamer. Mersi mult de tot pentru cei 10 euro, bro. Tank rău de tot. Bam, 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 bam. Stai că am spamat prea mult. Am stricat YouTube-ul. Darius, te pup, mersi mult pentru euro. Hai că 194 că nu mai pot eu pentru tine, îmi dau seama cum e la tine. 100 și ceva de drafturi mâncate și mie îmi dă încă Selemani și băieții grei. Da? Da, fraților, deci Dani Gamer acolo. Cine vrea să dea un subscribe, mulțumesc frumos. Am donat acolo 10 euro, e absolut top. Și ne apropiem de 1000 de like-uri, hai cu un like acolo să facem și noi 1000 de like-uri. Și încercările continuă. Tavernie, opa, Tavi. Tavi acolo cu Foden. Pac, Henderson. Anglia. La Joselu ăla, mamă, când văd Joselu. Reece James. Nu știu dacă va intra pe dreapta. Fede. Brozo. Na, Fede, clar. 95, doar că nu poate fi titular. L-a dat pe Messi. Unde îl bag eu pe Messi în calcul aici? Messi 98, Abedi 98. Dar am rămas cu Joselu. Mai pot la Simeone, dar e Messi 98. Ce să-i fac? Ce pot să-i fac lui Lionel Messi? Mamă, Rashford. Nu, Barella și poate Rhys acolo. Depinde, poate și de apărare. Avem doi de 98. Mamă, Marquinhos 95. Dar n-au link-uri niciodată. E imposibil de făcut chemul fără vârf. Nu-mi dă niciodată atacanți. E stupid de-a dreptul. David Lopez. Left back n-a dat pentru Abedi. L-a dat pe Raum. Ok, cu Raum 71 chem. E, am pierdut din nou. Suntem departe, rog. Jackie Grealish. Ce tank e. Da, Jackie Grealish are perfect link. Dar în față e imposibil să avem chem. Păcat. Carduri am avut cât de cât. Chiar au fost destui. Fundașii nu s-au legat perfect. L-a dat și pe Vidic. Mai e Marcelo. Dar mi se pare că n-avem cum să facem fără Vidic. Deci n-ai cum. În poartă cine vine? Donnarumma. Mamă. Gigio. Hai că avem 94 chem. 93 rating. Dar Joselu ăla, un criminal.
și Ryan. Păi mă, să-l pun pe Messi cumva? Am vreo posibilitate? Nu cred. N-avem om dreapta. Unde e Henderson ăla? Nu, dar ce poți să faci aici? N-are sens. Nu, deci aveam așa. Cu Marky, Grealish. Da, și luăm antrenorul. Speed. Ok. 92 rating. Păcat că a lipsit vârful. Deci dacă aveam vârf și se legau lucrurile aici, Messi, mă rog, avea și cu Milito, dar e greu pentru ABD. N-ai cum să scoți. Că n-are Messi un Hakimi acolo să aibă link. Mergem mai departe. Salut, Gianni, bine ai venit! De ce ai schimbat studioul? Era mai tare înainte? Am fost nevoit să mă mut. Voi reveni la București în curând, va fi un alt fundal? Nu știu, acum fundalurile se schimbă. Vin și pleacă! Salut, Victor! Salut, Xavi, bine ai venit! Te salut, Adi! Salut, Darius! El mi-a dat din 95 plus Shapeshifter, Player Pick, ABD. După un minut mi-a dat Huli din 93 plus Icon, Moments Pick. Da, păi e perfect așa, îți faci echipa pe final de joc. Iese haos acolo. Cât e pavarea asta? Avem și un K? 900. Bum, luăm și Mia. Sau Cosmin. Singurul lucru care lipsește în fundale tabloul cu Cristi. O să încerc să fac un loc pentru tabloul cu Cristiano Ronaldo, cadou magic de la Bercea. Îmi place foarte mult contentul tău, cred că tu ai creat toată luna iulie. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc pentru asta. Și am atins în aceste momente, că mai sunt 10 like-uri de acolo, 1000 de like-uri. Mulțumesc mult de tot. Și eu donație de la Dani Gamer, încă un euro. Cred că n-am dat link-ul ok. Gamer, 11 euro acolo. Merge. 1000 de subscriber, bagă mare. Nu știu, mai dăm o dată. Bine, ce-i drept, ăsta e puțin mai diferit sau nu? Nu, cred că e același link. O fi? Ăsta trebuie să fie, da, îl spamăm încă o dată, nu, luați de aici. Bam, 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 bam. Nici mai am loc. Na, Dani Gamer, încă un shoutout acolo pe chat. Subscribe Dani Gamer 90. Salut Mihai, salut Vali, bine ai venit. Are picuri. Are Weekend League. Weekend League în iulie. Oh, trebuie să fie o plăcere. Mamă, Weekend League în iulie, știi cum e? Sweaty. Mai e și cald afară. Mai sunt și băieții sweaty. Să-ți transpire mâinile pe... Stai cu prosopelul, te mai ștergi cu prosopelul de așa pe spate. Ah, nu mai am prosopelul meu Asus ROG. Unde e? Că l-am pierdut printre cutii. O să trebuie să-l scot pe vară, să-l țin așa prosopelul. Salut Vortex. Salut Angry Banana. O să fiu tătic, bravo bă, Robert, bine. Nice. Bă, multe felicitări, Robert, bravo. Așa da, Constanțenii. Cum trebuie. Vezi cum e o perioadă prolifică la mare. Haide, 15.000 pe ei, încă o echipă. 4-3-3 atac. Dăm în formația asta magică. Ginola, da, haide, ăsta-i Ginola.
și un cam monstruos. Cole, superb, 96 Cole și cu David Ginola. O, e selecția aia blăniță cu jucătorii aia mari. Hai că putem. O, da. Da, 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 da. Și cu Francone Ribery stânga. Sau Abedi. Nu, s-a tăiat un pic. Neymar. Hai că luăm pe Neymar de gold. Și dreapta poate vine Messi Team of the Year. Nu? Ok. Ne-a dat pe centru, nu ne-a dat pe laterale, nu-i nimic. Lucrurile se mai îmbunătățesc. Dacă mijlocul ăsta este tank, stăm bine. Atal, foarte bun. Link verde cu Cole, link cu Neymar. Și eventual link cu Messi dacă vine în dreapta, că mi-aș dori un Messi mai high rated și stânga să vină altcineva. Atal 95 e top. Și aici poate vine încă un jucător blană, e Pedri. Sau Kanté. Perfect link cu Ginola, ori Pedri de 96, dar are 96. Îmi pare rău în golo. Pedri. Nu poți rata Pedriu. Chiar nu poți rata 96-le. Deci 96 e un rating foarte important. Orice e peste 94 de altfel. Salut Suc XD, Emișor, salut Dani, salut Soare. Ăsta e draftul tău. Hai că putem. Poți vorbi despre sistemurile de linkuri. Da, e un nou tip de chem, e mai bun decât ce a fost până acum, dar din păcate încă nu mă lasă să zic despre ce este vorba, pentru că anunțul ăsta se va face în august. În august vor fi niște deep dive-uri din alea, articole complete cu toate schimbările explicate și abia atunci pot să-mi dau și eu cu părere. Dar big up pentru sistemul de chem, e tare. Oferă mai multă varietate. Salut Cristi! Ce ne poate da pentru Pedri? Bănesc că Dani Alves. Dar nu gold. Lucas Vasquez, 84. Da, e cel mai bun aici să faci. Apărarea aia trebuie să fie bună. Măcar un fundaș. Bastoni. Bă, un CB bun trebuie să avem. Marquinhos. Hernandez. Sau Davinson Sanchez. 89, Marchi. Să iau Marchi ăsta, să-l mai aștept pe cel Team of the Year. Pot alege Sanchez, dar nu prea are link-uri verzi. Hernandez ar mai avea niște link-uri, dar mie că nu mai vine un Marchi și ne dă link per, ne dă perfect link la Neymar. Of, poate vei primi invitație de la ei pentru FIFA 23 înainte de lansare. Da, sper să se țină un capture event cum s-au mai ținut când am fost la Amsterdam, la Berlin. Nu știu, alea sunt cele mai tare experiențe vreodată. Că vin câteva zeci de YouTuber, nu știu dacă mai cheamă 200 cum s-a întâmplat Berlin. La Amsterdam a fost 70. Și toți YouTuberii acolo, toată lumea face conținut, toți deschid pachete, unul face nu știu ce, te duci pe la un alt PC, se registrează altceva, zău dacă nu e total dubios. Da, e super șmecherie, sper să se țină. Mereu când s-a ținut am făcut și cât mai mult content posibil. Acum aș face și mai mult. Am dat peste cap cotele. Hai că le iau pe Marchi. Le iau pe Marchi pentru că mie că nu mai vin. Și left back îl dă pe Yuri. Yuri are link verde cu Pedri, are 88. N-avem altceva. Nu știu, poate dacă îi punem așa momentan. Bastonii trebuie să zboare de acolo. Cordoba și Dempsey. O, Cordoba. Merge cu Căul. Link verde cu Bastonii pe de altă parte. 97. Nu se poate. Cu Di Natale și Cordoba am dat lovitura. Messi. Messi 97. O, da, bă, băiatule. Mamă, ăsta poate fi. Mare atenție, ia, gata. Full focus. Full focus. Poate fi draftul. Stai să vedem cum facem. Uite așa. Cu Cordoba. Pac. Ăștia aici. Marchi acolo. Nu merge. Momentan avem 70 chem. Ne încurcă puțin apărarea. Ginola n-are chem. Aaa, dar avem 2 de 97, un 98, 2 de 96 deja. Și uite câte picuri mai sunt. Și în principal ar trebui reglat chemul cumva. Poate trece Yuri acolo să vină alt left winger. Pe Atal nu știu dacă putem să scoatem din schemă. Dar hai să mai vedem ce se mai întâmplă. De aici trebuie văzută treaba și pentru chem puțin. Mamă, Fede Valverde 95. O, cum e.
Da, Fede Valverde, se poate refuza Fede Valverde niciodată. 95, omul de la Real Madrid. Clar, pe bancă ne ridică și el. Corne și Guiri. Mai e Gilbert. Nu prea merg ăștia. Hai mă, ceva pentru chem și cu rating. Di Natale, Hunter pe el, vârf, nu e un plus. Kinnichel, Teles, poate e Teles. Mamă, nu știu ce să fac. Di Natale are cu Cordoba, Bastoni, Cole. Crea să-i son, făcea chem cu Ginola. Da, dar aș avea mai degrabă nevoie de ceva pentru Pedri și Yuri și eventual în centru, în loc de Atal, să vină Kanté. De Kanté ar fi nevoie, cu Perfect Link. Dacă luam pe Kanté era mult mai bine acum. Dar nu mă gândeam că ajungem în situația asta. Poate revine Kanté. Teles merge cu brazilienii. Avem nevoie de centru de Kanté ăla, cu Tinho. Fuu, mamă. Bine merge cu Tinio cu toți băieții ăștia. Ia să vedem. Dacă o facem așa și cu Teles. Nu e rău. Neymar are 7. Nici nu ar putea fi și pe bancă în echipa asta dacă vine Mbappé. Și Mbappé ne dă o tonă de chem în plus. Mbappé, să spunem, sau Ben Yedder, în momentul ăsta ar da plus 16 chem. Și ne-a mai trebuit doar portarul. Ha, Kylian, vino, bă, băiatule, bă. Schmid. Trincao. Da. Nu aș. Ce mai dă de aici? Salah, Ivi Lopez și Son. Ok, Son. Link verde cu Gino. Trebuie la Sonaldo. Plus 6. Full chem Ginola. Messi în 7 în continuare. Avem 84 chem. Suntem super aproape. Hai cu niște fundași centrali. Oh! Hakimi și Walker. Mamă. Mamă, nu știu. Oh, oh, oh. Cum fi mai bine? Stați puțin că ăsta e moment 0. Ăsta e momentul 0 al drafturilor. Spre 194. Ia stați un pic să o gândim. Deci trebuie gândită bine. Atenție mare. Nu se vede bine. Trebuie să fie de la tine. Vezi că ai o rotiță acolo prin care poți seta calitatea. E posibil ca actuala ta calitate să fie mai scăzută decât e calitatea maximă sau calitatea la care ai putea să crești. Deci Walker n-are link-uri verzi. Marche în 7 acolo. Dacă am luat Hakimi ar avea link verde cu Messi. Și pot pune Marquinhos stânga. Deci acolo luăm 6 chem. Fundașul dreapta are plus. Deci luăm o tonă de chem în plus. 6 pe aia și cu încă 3 pe fundașul dreapta. Plus că ar fi șanse ca Marquinhos să rămână în full. Dar ar fi problemă cu CB-ul stânga, unde poate fi pus totuși și Corne la avarie. Sau alt brazilian n-avem. E doar Neymar. Și putea să-l pun și pe Neymar. Neymar ar sta în foarte puțin chem, dar restul ar avea full și cred că ar fi util. Deci Hakimi în acest moment ar da o tonă de plusuri. Walker n-are full și suntem în același chem. Și nu prea merge, din păcate. Decât să mai vină încă un fundaș, tot pe Premier League. Și drept Walker are 95, dar deja avem 98-ul, 97-le pe teren, mijloc 95 plus. O să iau pe Hakimi. Asta, nu știu, asta e faza, e că nu știu ce fundaș mai vine, că celălalt fundaș e foarte important. Pentru că dacă este Diaz, să zicem, da, trebuia să iau pe Walker. Că dacă e Diaz, făcea Diaz cu Walker, portar de prem și asta era. Dar cu Hakimi e clar că Messi are full, o să aibă full și Atal, orice ar fi care link verde cu Cole oricum.
Am văzut și Walker, am văzut și Hakimi, mulți de Hakimi și eu zic Hakimi. Hakimi. Pa, ok, hai să vedem. Plus 6 așa. Dacă l-aș pune pe Neymar, am avea 92 și cu portarul ar fi full. Ia să luăm portar. Trebuie să fie portar brazilian, de ligon. Mike Maignan, 94, du-te mă. Cum nu-i portar? Stai un pic. Mike Maignan are full chem dacă îl pun pe Cordoba PCB, care tot așa n-are chem. Pierde Coutinho câteva puncte, Teles rămâne în full, Marchi pierde și el. Viața mea. Altceva n-am ce să iau oricum. Mai e portar de prem n-avem. Ter Stegen ar avea cu Pedri, dar Cordoba are rating în plus. Schimb Atal cu Cole. Pot face și asta. Dar nu mai are Gino full și nu mai are nici Atal. Curtoa că vine Militao. Stai. Bă, câte decizii, du-te mă. Drafturile erau mai simple în trecut. Îl am oricum pe Vasquez, doar că pierd Marchi și pierde și Coutinho, Cordoba ne dă în plus. Mike Maignan. Ah! Cât am așa? 97 cu 94 rating. Mamă. Nu. Nu știu ce se întâmplă aici, mâncați-o. Cu bastonii nu merge. Cu bastonii central, o. 94-99, chem, bine. Bastonii și Cordoba. Antrenor brazilian, antrenor de Premier League, italian, Serie A. Toți ne duc la 194 dacă și doar dacă ultimii au un rating confortabil. Suntem acolo. Hai să luăm mijlocașul rămas. E Pârnaie. Cu Pârnaia rămâne 94. Suntem acolo. YouTube-ul poate fi norocos. Cum mi-am dorit o oră și oare să vină. Jude sau Virț, oricum nu mai contează. Iese Marquinhos și acolo. Mai avem 2 de 84. Sub 90, doar Marchi, Iuri și Bastoni. Și Teles, 4. Sunt 4 jucători mai slăbuți. Dar toți au 87 plus, deci încă nu e niciunul foarte slab. Dă-mi bă un jucător aici cu rating. Hai, nu mă mai face pe final. De ce mă face pe final tot timpul? Uite ce mi-a făcut. Băi, e real, bă, băiatule. De ce mereu pe final, pușcării? Portarul ăla trebuie să fie colosal ca să rămână. Ireal, bă, băiatule, bă. Bă, mereu ultimul. Uite ce portar a dat. M-a omorât cu zile. Mamă, deci nu se poate, n-avem nicio soluție. Nu, n-ai cum. Dacă îi pun în ordine, tot degeaba, că ordinea nu mai face diferența de mult. Sunt ăștia de 84 care ne-au scăzut nivelul draftului, 2 de 84. Bă, de aveam acolo două carduri de 90 sau altceva, aveam 194 în momentul ăsta. Că ăștia doi, având 84, e mult prea puțin 84 pentru un draft ăsta. Poți să ai unul, să zicem, dar lângă el trebuie să fie unul cu rating foarte mare. M-a curățat la final, bă, ce echipă. Și nu prindeam antrenor. Mai bine, lasă. M-a rezolvat de niște nervi colosali, că nu prindeam un antrenor, bă. N-ai mai întâlnit așa ceva. Nu dădea nici brazilian, Premier League, Serie A, italian, nimic. Lasă. Stai și ei, bă, echipa asta e cea mai bună până acum? Se poate, da? Dar, bă, dacă n-am ghinionul istoric.
Mamă, nu mai pot, deci m-au luat transpirațiile, sunt 29 de grade în cameră, du-te bă de aici. Deci e un fix la ultimul, deci îți dă toate speranțele, ai 94, aproape full cap, ultimii 2, pușcărie, antrenor, pușcărie. Of, da. În orice caz, hai cu un like acolo, drafturile continuă. Nu uitați, Teo Chiariel pe Instagram, noul cont. Mulțumesc tuturor pentru follow acolo, ne ducem spre 10.000. Cu toate că Instagramul nu mă vor pe platformă. Că nu sunt cu regulile comunității, că eu spun rele. Mai rău ca ei, Zuckerberg. Andu, dai seama, Andu pe plajă acum are cocktailul lui. Uite-l mă pe ăsta, mă. De-aia nu le donesc tu. Ăsta a vrut să mai dea el odată la minge. A vrut să mai dea odată în minge la poartă. În loc să iasă, dă-te mă, lasă-mă în pace. Falote ochiar el. Ei, ei, ei. Frumos. Câte drafturi am până acum? 627 de drafturi. Când am început încercările de 194, aveam 500... Nu, 480... Nu știu. 150 de drafturi, niciunul. 150. Salut, Adi. Lasă, bă, Mihai, că iese. Fii atent. Unde-l dai pe Cunde? S-ar putea să meargă la Barcelona. Dacă chiar voia la Chelsea, fiind și oferta mai bună și oferta care a venit de ceva timp deja, mă gândesc că semna deja cu Chelsea, că nu era nicio problemă. Dacă tot a stagnat-o, bănuiesc că vrea la Barcelona, că n-ar vrea la Chelsea. Poate vrea să rămână în Spania, cine știe. Poate competiție mai mare la Chelsea. O, Asustar. Bine venit, Asustar. Nu te-am stat Asustar, că eram concentrat la draft, bă. De parcă n-ai ști. De parcă n-ai ști ce se întâmpla acolo. Am trecut, ai făcut 194 pe 26 iulie, adică mâine. Oh. Poate e aniversar. Hai, 15.000. 3-5-2. Are 2 CDM. Mai e 4-5-1 atac, uite. 4-5-1 atac, are 2 cami. Și îl dă pe Robbie Keane vârf. No, se iau englezul ăsta, că vârf trebuie să fie ceva tare, nu Robbie Keane. Da, și îl dă pe Al Jaber. Ah, da. Deja simt că e gata. Carles Hill și Oscar. Oscar că vine Pele, salvează situația. N-a venit. 2 de 95. Arta mult mai bine draftul precedent. Ăla mirosea 194. Ăsta direct te întâmpină cu cardurile astea. Uite, un joc Cancelo. Poate mai dă un tiaș. În centru avem altceva. Dar dă numai fundaș stânga. Oh, Hakimi. Bun. Deci poate veni Messi în momentul ăsta. Messi ar fi top pe dreapta. Cancelo în stânga cu niște jucători de prem. João Paulo. Dar n-au destui oameni peste 94. E din magia. Messi. 98 Messi. Bun, mă. Bravo. Hai că avem Messi Hakimi. E un start. N-avem vârful. Problema e cu vârful. A rămas Leva. Riz. Pac. Hack attack. Cine apare pe CM? Na, avem numai partea dreaptă făcută. Uite, Mandragora că e cu el și a. Lâmă. Pires. Pires, prea mai că în moments. Ce echipă ciudată. Guilherme, dar îl băgăm pe Joao. Un Diaz dacă ar apărea și poate să mai dăm mijlocaș. Ar fi ca în singura șansă, că avem 90 rating, deci maxim 92. No, Danilo Pereira. Nici o șansă. Gendu. Nu știu, Claude. Gendu. Băiatul ăsta. N-avem nici chem. Vai de capul nostru.
Maximă e cu englezul. Cu João Paulo. Pac. Sau cu ăsta. 88. Da, oricum suntem total departe. Ah, next. Nici o șansă asta. Dreapta arăta bine, că dacă dă stânga bine, dreapta bine. Însă, uite în centru, dacă aveam un PL 99, să zicem, și cu un atacant tare, să fi dat și fundaș și Diaz, Walker, ieșea draftul. Că era dreapta super șmecheră, cu full cam. Dar l-a dat pe Pires stânga, unde ai nevoie doar de un jucător cu link verde, că are full. Nu e nevoie de Icon în sistemul ăsta pe stânga, fix unde nu trebuia. Acum de antrenori buni, aia cu Ancelotti, parcă altfel face 194. Dacă aș face 195 în loc de 194, ar fi cel mai tare moment. N-ar mai conta toate încercările. A, și un Zidane dacă vrei. N-ar mai conta că am avut 170 de încercări. Salutare, Daniel. Asta chiar a fost talpă. Bă, dacă nici nu miroase 194, e draft de 3 minute, deci dăm repede, draftul fulger. Ce pare de forma lui Neymarito? Mai poate fi la fel de bun ca în vremurile de la Barça? Bă, Neymar are dita mai talentul, dacă să fie la fel de bun ca atunci când era foarte tânăr, trebuie să muncească mai mult, cum face Cristiano Ronaldo, ca să se mențină trage ca nebunul toată ziua. Dar Neymar n-are gânduri din astea să tragă la antrenamente. Se plimbă cu antrenorul, se plimbă cu avionul privat, n-are o treabă, deci se plimbă cu avionul privat, se duce la petreceri, face stream pe Facebook Gaming, mai face câte o reclamă, mai merge la zilele orașului, la el acolo în Brazilia. Îți dai seama, stă antrenorul să-l întrebe, vii la antrenament sau n-ai chef? Și zice, bă, e ziua lui soră mea, știi? Dă-mă și pe mine accentat. De ce nu donezi? Mi-a pus pauză, bro. Consider oricum că în ale donatului cu cele 100 de victorii date în ultima săptămână sunt undeva pe plus la câte meciuri le-am dat. Dai un draft, bă. Dacă a pus pauza aici, le-am dat la meciuri. Reclamă. Unde e reclama? Bang! Ce idee bună. Mamă, rare. Mă, câtă lumea a primit reclamă? La ce ați primit reclamă? Nici nu stai că încă e reclamă, rulează. A primit cineva reclamă, mă? Țeapă cam adblock. Cineva a câștigat titlul în Spania. Are șanse Barça sezonul ăsta, mai ales dacă vine și Jules Koundé. Pentru că au deja o defensivă bună și cu Araujo și cu Jules Koundé. L-au pe Leva care o să marcheze multe goluri. Rafinha a început bine, arată promițător, dar se bat cu Realul. Cine știe? Dar putea Barça, de ce nu? Am primit! Oh! Haide! Țeapă! Adblock-urile! Oh! A fost cu Dumitrescu! Ăsta da e, deci nebun! Păi Ilie aduce plus valoare live-ului. Când îți apare Ilie Dumitrescu, senzație. Salut, Nathan. Da, ne-a Gigi, mă. Și pe Insta Story am zis. Mi s-a părut senzațional. Avem 30 de zile, după aia mai vede pe cine pune pe bancă. Opa! Ce a venit din gol pe Claude Maurice, a. Oh, dar și acolo după. Două cam spre CM. Claude e cu XL. 5K, da, da, da. Bine, Pepec. Bravo. Hai că am nevoie de coins. 20K, mai facem un draft. Mai avem o încercare. Uite, cucul ăla. Cucul poate 1K. Tragem de ele. 2K, bine. Și s-au scumpit. Și mă, prețurile au rămas relativ unde trebuie. Abia acum sunt prețurile bune. Am YouTube Vanced. Oh. Pedri, balon de aur peste 5 ani. Dacă își atinge potențialul. Un jucător care o să ajungă mare.
Păi depinde, care e mare deja și ajunge și mai mare, nu știu. M-aș gândi la Vinicius, care dita mai talentul ar putea să fie și mai rupere de atât. Vini are toate șansele. Dar mai are de crescut în joc, că are momente în care nu reușește prea multe. Și alea îl trag în jos. Când vii la Sibiu? Voiam să vin la Sibiu, dar n-am mai apucat. Acum, când mai stai aici la Brașov, vara asta, că dacă nu e mai complicat. Facem 23-195, aia e o ediție lipsă și după aia 195, dar nu știu. Hai să vedem, 194 acum și 195 la următorul FIFA, la drafturile de mondiale. 4-3-3. Am primit poză cu 194 în acest 4-3-3. Și avem pe Seedorf, care o să fie bun cu linkurile, că dacă îl pun în central, are niște chem și are link cu toată lumea. Nu stăm rău cu Seedorf acolo. Verfie Ronaldo 94. Altul nu mai vine. Trebuie să-l iau. Și pe dreapta Di Natale 97, excelent. Avem pe Toto, hai că e bine. Toto cu El Shaarawy, cu toți băieții italieni, perfect link. Stau acolo fără treabă. E și Seedorf în centru, deci la fix ar fi. Pedri, uite-l, Future Star 93, trebuie luat. Lângă Pedri, Savic, Bellingham, Jude. E prea top Jude. Savic avea link verde cu Di Natale. Dacă ar veni și Cordoba, nu știu, să iau Milinkovic. Să-l iau pe Bellingham. Crezi că va câștiga Benzema balonul de aur? Garantat e balonul de aur Benzema. De departe cele mai bune realizări. S-ar mita să-mi cumpăr FIFA 23 dacă am PS4. Bă, dacă vrei să te uiți FIFA, na, poți să uiți doar pe PS4. Grafica nu e ca pe PS5, dar joci în continuare, ai modurile de joc. Savic. Mai ești cu Mara, nu? Nu te înglumim, dar Dembele e bun, rău. Bă, n-ai ce să faci. L-am pe Savic. Dacă a fost lovit de accentări. Cordoba dreapta și am dat-o bine. Nu. Pârnaie. Dă-ne ceva tare, bă. Că nu o ducem bine cu băieții ăștia. Paul Pogba, Modric, nu, că au alte carduri mai bune. Kroos. E așa și așa. Mukhtar 94. Poate așa. Dar Ronaldo are 7 chem. Mamă, Fernandinho. Nu-mi place mijlocul ăla, nu-i destul de high rated. Oli. Cu legenda asta trebuie să vină draftul de 194. De aici numai mai mare ar trebui să vină, nu așa. Manu Neuer, portar e. Echipă de bășcălie. Nici n-are sens. Oh, Marcus Rashford și Werner. Marcus. Că n-avem mijloc. L-am mai dat pe Leo. Ia, putem așa. Aici Rashford. Hai să vedem apărare. Un Walker mi-ar trebui. Diaz. Perfect. Și Walker, hai. Walker 95. Nu. E Maxence Lacroix. Și Hernandez, link verde cu Neuer. Cam unica șansă ca Neuer să intre și să aibă chem. Fundaș stânga. Marcelo. Mamă. Și portar. Mai vedem după aia. Aitor, Rui Silva, 93. Cât avem cu Neuer? 94? Nu. Ok, și cu Pedri nu e 94, deci e imposibil. De aici ar trebui să vină numai carduri bombă. Cool. Pirar.
Ok, call 96. Nu văd cum are loc. Nu este, măi, maxim 193. Asta că se leagă apărarea ca lumea cu ce vine mai departe. Pereira. Nu prea are link-uri. Major Di Alba. Da, mă rog, n-avem ce ne trebuie. Nașpa. Da, aveam 93 dacă îi băgam pe ăștia, dar n-aveam chem. Mă rog, nu mai are sens. Este mult prea departe 94 și cu ăștia. În 4-3-3 cam trebuie să-ți dea din Premier League cardurile ca să ai chem. Sau, mă rog, pe dreapta putea ieși cu Dinatale, Savic, Cordoba și să dea pe Premier League sau pe Ligon, să fie o anumită ligă din asta cu jucători buni. Dacă îl dădea pe Walker, mai aveam un portar, puteam pune Cole acolo cu Seedorf. Da, mă rog, am fost departe rău de data asta. Soldezi, mă amuză teribil că consilie mai rapid decât Giroud. Da, dar Oli are plasament și știința jocului. Și e farfeca. Era o vorbă că dacă te-ai uitat la cele mai tari goluri date de Olivier Giroud, ai crede că e unul dintre cei mai mari jucători din istorie. Că a dat niște goluri. Chiar are niște compilații de zici că e Zlatan Ibrahimovic. Am delay foarte mare la controller că mă joc FIFA, ce pot face? Păi delay-ul nu știu dacă e la controller, cât la conexiune. Și dacă ai multe MS-uri atunci n-ai ce să faci. Depinde ce internet ai, cât de departe ești de server și chestii din astea. Dacă e delay la kick-off, atunci poate e o problemă cu controllerul. Încearcă să-l conectezi cu cablu, atunci poate are o problemă controllerul. Dacă nu, poate e o problemă cu consola în sine, știi? Adică, nu știu. Depinde ce înseamnă delay foarte mare. Poate s-a stricat controllerul și de aici și delay-ul. Conectivitatea este proastă și nu se mai merge bine, trebuie să iei altul. Nu știu, am schimbat oricum 20 de controllere la PlayStation-ul de-a lungul timpului. Tot timpul mi s-a stricat ceva, nu știu ce am cu ele, dar le și-a păscat nebunul, aia e. De ce nu mai faci podcast-uri? Bă, nu m-am mai ocupat de partea asta. Dar mi-aș dori să mai fac pe viitor, foarte posibil să revină. Momentan e ceva plănuit pe partea asta, dar nu pot să zic mai multe pentru că încă suntem destul de departe de realizare. Hai că dau cu Excel. Am stricat două în două zile. Bă, sunt fragile, ideea e să cumperi cât mai multe, că așa face Sony banii. Consola este ieftină, deși are componente foarte bune, dar veniturile le iau din PlayStation Plus și din consumabile de genul controllerelor. Că e 350 de lei unul de PS5, adică dai seama că acolo se face marele profit. Ia Neymar balonul de aur. Nu prea are nicio șansă să ia balonul de aur Neymar. Salut, Keep Dumping. Mai țin live-ul, mai țin live-ul. Caut 194-ul. Dacă am FIFA 23 Ultimate Edition și am PS4, am Next Gen-ul pe PS4. Nu, Next Gen nu poate fi pe PS4 pentru că nu poate susține consola grafica de pe Next Gen. Astfel, având Ultimate Edition, ai avea jocul și pentru PS4 și pentru PS5, dar poți să joci pe PS5 dacă ai un PS5. Na, are sens. Pe PS4 rămâne varianta PS4. Ideea e că poate îți iei un PS5 și faci upgrade. Și ca să ai aceeași echipă de Ultimate Team să-ți continui meciurile, ai și varianta de PS5 și te joci Next Gen pe noul tău PS5. Că na, în decurs de un an poate îți iei noua consolă. Și de-aia au făcut chestia asta. Bun. Haide mă. Dăm bă draft. Uite, în 4-2-2-2. Trebuie să iasă într-un sistem în zona centrală. Cole. E 92, aia e. Nu mai vine căul ăla central, dar nu e o problemă că avem destui cam posibil.
Brunitos cu Ronaldo. Dacă tot a venit Bruno. O, Alvarez, omul lui City. 94. Om, cum intra cu un Maradona, dacă era Maradona, Kante. Ăsta-i. Și sus, Mbappé sau Ginola. Nu, dă ăștia de 75. Bă, stăm bine cu Kante-ul ăla. Trebuie să dea un vârf și poate da un francez. L-a dat pe Ronaldo. Da, bă, băiatule. Perfect link. Frumos. 97 și 98 în față. Oh, haide că putem. Mai dăm în vârf loc de Origi ei. Ce crezi, e ultimul an din cariera legendelor. Messi și Ronaldo, dacă vorba de ei, vor mai juca, sigur. Dar nu neapărat la echipe de top. Pe PC este FIFA Next Gen. Deja am văzut că s-au publicat cerințele de sistem care sunt mai mari clar decât la FIFA 22. Trebuie să ai PC blăniță să-ți ducă. De ce nu mai joci Weekend League și de-astea? Păi pentru că într-o lună și jumătate, hai, două, mă rog, deja începe noul FIFA, o luăm de la zero iarăși. Și premiile nu sunt stelare la Weekend League. Că dacă îți dădea numai carduri de genul Kanteu ăsta, Ronaldo și clar îți upgrada echipa, avea sens. Dar am deja o echipă bună. Nu văd la premii ce mi-ar da ca să am o echipă și mai tare. Și chiar dacă mi-ar da, deja peste două luni ne apucăm de următorul FIFA. Ori nu mai are sens. Altceva e în toamnă, în martie, să zicem, când dacă îți dă ceva, știi că mai joci 3-4 luni cu cardul ăla. Dar bine, aș fi jucat ultimul Weekend League, să zicem. Dar am făcut drafturi într-una. Am făcut drafturi vreo 7-8 ore, ceva de genul, în weekend. Tot n-a ieșit. Ca să fac 194-ul ăsta, că mi-ar plăcea mai mult să fac echipa asta decât să joc Weekend League. Haide. Suntem în cărți. Cordoba, bombă. 97-le. Cordoba e top acolo. Mai dă un Madison. Hai să zicem cu Madison acolo. Avem rating. Și mai e un CDM aici, care e Delen sau Henderson. Forță Henderson. Da, mă. Aș putea lua Delen dacă ar veni Mbappé. Nu știu dacă vin. Mai bine mergem la siguranță. Și l-am mai dat pe Busquets. Nu știu ce să zic. Pe Busteroid o să fie. Nu știu, sincer. Îți zic că ne va zice diseară dacă va veni sau nu. Ok, urmărim. Aș vrea să-mi iau un PC și am buget de 4.000 de lei, poți să iau un PC bun. Treaba e că dacă ai 4.000 de lei, mai degrabă ți-ai lua o consolă. Asta dacă găsești un PS5. Sau, mă rog, un Xbox nou. Pentru că joci toate jocurile nou apărute la calitate maximă. Și 5-6 ani stai fără nicio grijă. Așa, cu un PC de 4.000 de lei vei rula anumite jocuri. Dar să spunem că apare GTA 6 peste 2 ani, nu știu dacă îți rulează. Depinde ce cerință va avea jocul respectiv. Sau uite cum FIFA a trecut la Next Gen. Poate măresc și mai mult necesitățile grafice și poate îl joci de la minim. Busquets, hai că iau pe Busquets. E cam puțin 4.000 pentru un PC. Poate-ți duce jocurile acum, dar peste 4 ani eu nu cred că mai merge treaba. Știi? După aia trebuie să faci alt upgrade. Hai cu rideback-ul. Haidara, Trent și Iris. O să iau pe Haidara și trece Cordoba acolo. Sper eu să am om aici. Mario Gomez sau ceva pentru Cordoba. Un jucător în loc de Busquets trebuie să vină. Poate vine și un vârf. Un Ginolar ridicat totul. Savanie. Mamă, mai dă un jucător. Îl dă pe Valverde. Și este și Dempsey. Cu doi oameni acolo. Off-cam, nu avem ce ne trebuie. Maitland-Niles. E englez. Merge cu Cordoba. Să-l iau pe Fede. Mamă, nu știu. 95 are Fede.
Le iau pe Fede sau să iau pe Maitland Niles? Ar avea link-ul verde cu Cordoba, link-ul Henderson. Fede n-are link-uri, dar ne așteptă pe bancă. Mai avem un 93 și 94. Nu știu cum va merge. Dar acolo sunt sloturi de mijlocași. Trebuie să vină un jucător de Premier League în loc de Busquets 90+. Și aia e tot. Nu știu care joc va fi mai bun, FIFA sau jocul cel de la ei, pentru că nu e clar cine va face jocul FIFA. Dacă îl ia Konami și redenumește fostul PS FIFA, rămâne tot jocul de la ei mai bun, sincer. No hate, ce puțin pentru mine. Oh, te pup, Vlad! Mama veche, ce nebunie a fost atunci. Hai că-l iau pe Fede. Fede Valverde, ah, nu știu dacă am făcut bine. Vom afla. Hai cu primul 11 completat. CB, Varză. Oh, nu mă. Iau pe Toloi. Jules Koundé. Fabulos. 93, ce pot să-i zic lui Jules? Și left back, Telles sau Schulz? Nu, cu Schulz chiar că n-avem ce să facem. Deja avem bancă bună. Telles are doar 82. Mi se pare cam puțin și Toloi la fel. Niște fundași ca lumea. Arnautovic, link verde cu Cordoba. Mai e Militao, dar nu e prea potrivit. Arnautovic, hai că merge. Valverde ar avea cu Jules Koundé un link, dar n-ar fi senzațional. Și aici nu ne-a dat cine știe ce. Da, ăștia sunt prea slabi ca să iasă draftul. Ne trebuie mijlocaș în loc de Busquets. În prima fază sau, nu știu, mamă, Modric. O, Doamne! Luchita Modric. Ce tank. Declan Rice. 82. Mai un jucător aici. Sornoza. Și în poartă Alisson, Dudek. 94 rating. N-avem chem niciodată. Dudek. Alisson doar dacă aș băga Henderson. Henderson cu Rice. Modric. Da, Militao. Cine ar fi zis că vine și Modric? Mai luăm un portar. Asta ne scade. Da, n-a ieșit oricum. Ne-a omorât la ultimul. Nu știu, nu, n-ai cum să-i chem. E imposibil. Am luat prost jucători aici. N-a fost un draft reușit. Ar fi trebuit să vină Militao, într-adevăr. Poate dacă luam de acolo Maitland-Niles. Dar n-am avut vârf în primul rând. Lângă Ronaldo a fost doar Origi. Nu, asta a fost o problemă. Da, mă rog, asta e. N-ai cum, că dacă ai deja lipsă de un vârf, pierzi o tonă de chem acolo, e imposibil să faci chem.
Merită FA 23 pentru carieră. Dacă le-ai doar pentru carieră, nu știu ce să zic. Dacă ai deja FIFA 22, probabil că nu. Dar dacă vrei să faci din alea de mondial, nu știu, să iei România, să duci la mondial și din astea, atunci ar fi fun și ar merita, să zicem. Dacă am un RTX 3060 i5, generația 11, o să poți să joc FIFA 23 next gen? Cred că da. Dar în mod cert, dacă dai FIFA 23 system requirements, pe Google o să-ți dea exact lista de necesități minime și ce ai nevoie ca să-ți meargă în mod optim jocul. Mersi, Radu, pentru acel pound prin super chat. Un pound. O liră. Și Sebi devine suporter, mersi frumos, bumei printre membrii. Poți să dai precomandă de acum la nou joc. Puși un video despre asta. E pe canal. S-a dat drumul la precomenzi și pe console și pe PC. Cel puțin așa am văzut. Tu mai bage carduri super boostate la final de FIFA, cum a fost și anul trecut? Păi deja au băgat o tonă de carduri super boostate. Avem o tonă de jucători 96+. Adică s-au băgat oamenii aia deja. Avem numai carduri 96+, pentru oricine. Că el și Araui, că e N'Golo Kanté, că e Rafinha. Rafinha are card de 94, spre exemplu. Coman 96. Brennan Lodi 94. Sunt toți 94+, toți jucătorii. Sebi, haide. Oare reușesc? 4-1-2-1-2 white, high cost. N-am încercat în sistemul ăsta azi. Marquinhos, să zicem. Nu, m-a curățat rău de tot aici. Ăsta nu e mijlocaș central optim. Lewandowski. Da. Nu, no, deja nu mai are sens. E clar. E genul ăla de selecție, că îți dai seama. Dacă din 25 n-ai avut un card ca lumea, nu-ți mai dă nimic, că trebuie să ai o tonă de carduri ca lumea. Total aiurea să încep cu 5 din ăștia. Cel mai bun e Leva. Ce pare de meciul de aseară? Bun, Rapidu. Șanse reale de playoff. Au și stadionul lor, gata, fanii aproape, toate șansele să fie în top 6. Am luat 4-2-3-1 de câteva ori, am zis să mai încerc și în alte sisteme, poate cine știe. Era să faultez în atac și să ies. S-a chinuit un pic. O să fie același market pe toate platformele. S-a zvonit că ar fi market de console și marketul de PC separat, dar se va juca între console și PC. Dar nu știu. Asta rămâne de văzut, că n-am văzut nimic clar. Se recupera contul de Instagram? Nu, cei de la Insta nici măcar nu mi-au răspuns. Și am dat extrem de multe mail-uri, am completat foarte multe formulare. I-a durut în cot. Mi-am făcut un nou cont, Teo chiar el. E ID-ul meu acum pe Insta și asta e. M-am așteptat o lună și jumătate și nu mi l-au dat înapoi. Deși n-am făcut nimic greșit, adică... Nici măcar un reply cu... Da, nu mai dăm contul înapoi că n-avem chef și măcar știam o treabă din prima, știi? Deci, da, Instagram. Mai poți să le zici ceva? Ăștia de la Google, spre exemplu, sunt mult mai serioși. Dacă ai problema, o problemă de genul... La canalul de YouTube îl recuperezi maxim o săptămână. Haide. Ceva frumos. Uite tot ăsta. Eu sunt fixat pe 4-2-2-2. Am ceva cu 4-2-2-2. Laudrup și Morientes. Morientes. Pentru rating. Și altia BD. Dacă l-ar da pe Mbappe. Ah, firar. Bozoc. Nu.
Vreau un sistem cu 5 sau cu 3. Oh, Van der Sar, ce portar! Mamă, de câte ori n-ai nevoie de un portar icon? Și e păcat că e în momentul ăsta în care nu mai aștept deloc jucătorii de câmp. Harry Kane, mamă! Atacant n-avem, dacă nu e niciun atacant bun. Zaha n-are niciun link. Dai să zicem că e LF. Nu, nu mi-a dat niciun vârf. Fabulos. Ce păcat de Van der Sar. Igalo, atât. Da. M-a dat portar, n-a dat un vârf, deci nici măcar unul. Și cu ori dobadă de-a, bă, băiatule, bă. Să n-ai un vârf într-un draft. Mamă, un vârf de 94, ceva, nimic. Mamă, și Mbappé inform de dădea și tu treablană. Bozoc. Care era trollul într-adevăr la Mbappé. Hulit, mamă, un Hulit într-o echipă. Ce frumos arată. Rudul. George. Pred Team of the Year, Leva. Sunt cam imobil din păcate Lewandowski. Îl trage în jos agilitatea și body type-ul. Altfel are super shooter, dar e mai static decât alții. Și la ce carduri sunt, asta e că sunt mulți peste el, care pe lângă că au shoot foarte bun, au și mega agilitate și driblez ușor cu ei. Draft token. YouTube face mai mulți bani pe seama ta, de asta sunt serioși. Da. Corect și așa. Dar mă rog, tot până la urmă nu asta ar trebui să fie considerentul prin care te ajută dacă ai pățit ceva. Da, pe salon Ninja Gamer, Mirel Răzvan, este 194, sper că da. Uite, cu draft token. 3, 4, 2, 1. Să iau sistemul ăsta sau să iau 4, 3, 3 atac. Hai să vă văd pe chat. Voi decideți, să luăm Bodolea. Oamenii celebrează când le donez. Păi de-aia uneori nu donez, că adică ies direct, nu mai stau. Salut, Ionuț. Te pup, Hogache. 4-3-3, 4-2-2-2 iar. 4-3-3, o tonă de 4-3-3. Uite câte 4-3-3 ori avem. Asustar vrea 4-2-2-2, dar am făcut deja. Uite, 4-3-3 s-a dorit în principal pe chat. Astfel, ne băgăm pe 4-3-3. Pele! Haide! Ăsta e startul perfect pentru o echipă de draft. Pele 99, 4-3-3 atac. Glorie să fie. O viață. Apropo, nu uitați de like acolo dacă vă place live-ul. Mergem spre 2000. Poate reușim 2000. Ar fi senzațional. 1400 în aceste momente. Mulțumesc pentru toate cele. 1400 până acum. Momentan. Pele 99. Dă tonul. Atacant central pentru echipă. Este Cristiano Ronaldo, Team of the Year de 97 și cum Mbappé m-aș fi mulțumit, dar îl dă pe CR7. Fabulos start. Fabulos. Hai să ținem totul sus. Mijlocaș central. Modric și Pedri. Ce jucători dă. Hai că ăsta e momentul. Sebi dă două membership-uri acolo pe chat, îți mulțumesc frumos, o să avem doi noi suporteri. O, Mihai devine membru și Bogdan acolo. Bun venit printre membrii, băieți, mersi mult de tot, Sebi. Trei membership-uri. Oh, bun. Modric. Sau Pedri. O să-l aleg pe Modric, are 97. Celălalt mijlocaș central. Bujalski. Valverde, Barella, nu, are 90, l-aș putea lua, totuși, care de 90. Pe laterale, left winger e Dempsey, minunat, link verde cu Cristiano Ronaldo, excelent intră. Și dreapta ar fi formidabil din Natale sau un Messi, dar ne-a nenorocit un pic. Minamino, dar nu-i nimic, avem momentan carduri foarte bune.
se leagă lucrurile. E nevoie de un jucător de Boiarski de Premier League. Valverde, Militao trebuie să vină acum, e momentul lor. Deci avem nevoie de băieții ăștia, dacă tot a venit Modric. Ar fi păcat să nu. Hai mă, Militao, Alaba la fel. Oh, Firar. Cu 84 ar putea să iasă, dar ce apărare e asta? Vestergaard și cu Romero și fundaș stânga Pereira și Hector Bellerin. Tierney, mă rog. Mai mari șanse mă gândesc să facem pe la Liga apărarea dacă avem noroc. Să îl integrăm pe Bellerin. Să mână Dempsey acolo în 7 chem. Plus că dacă vine Pedri avem ca lumea. Sebi cu încă două membership-uri. Cătă și Italianu devin suporter acolo. Mulțumesc frumos. Ce rupere. Bravo bă Sebi, ești tot vreo de tot. Mulțumesc. Hector. Hai Hectore. Hai bă ei. Right winger și fundaș. Rashford 97. Mamă, mamă. O, ce frumos iese. Rashford, Pele și Cristiano Ronaldo. Dempsey are full cam. Problemă la Modric, dar poate o reglăm. Avem 2 de 97, un 99 pe teren. Mamă, mamă, mamă. Se întâmplă, Alex cu 2 euro prin super chat. Keep up the good work, îți mulțumesc frumos pentru donație, frate. Salut, Buga. Salut, Marius, bine ai venit. Ia să vedem. Dacă dă apărare, e blan. Avem 3 de 97 și 99, dar apărarea aia... Oh, Reds cu un euro acolo, mersi frumos. Dau și eu un cod de FIFA Points. Pe Insta? Păi și? Cum îl dai? De ce n-ai fost mai explicit? A, uite. Ți-am scris și pe live că am cumpărat din greșeală FIFA Points de PS în loc de Xbox și n-am reușit să scap de ele. Folosește sau dă-l giveaway. Ok. Să vă dau un cod de FIFA Points doar pentru voi. Că sunteți aici pe live alături de mine de atâta timp. Și puteți să-l care-l folosesc, care-l prinde, îl prinde, știi ce zic? Dacă cine e mai rapid, ăla e mai rapid. Gata, sunteți pregătiți de cod de FIFA Points pentru PlayStation, atenție. Deci doar pentru PlayStation. Salut, Adi, Marian, mersi mult pentru cei 5 lei. Bum. Luați-l pe el. Nu știu câți FIFA Points sunt. Dar veți descoperi. Cum se bagă? Se bagă pe store la redeem codes. Dar cred că e gata. Cred că 2200 de FIFA Points. Aaaa, belea. Mulțumesc mult de tot, Bogdane. Pare nu că am locul greșit. Na, se mai întâmplă. Bine că a fost pentru 2200, că dacă luai vreo 12.000, era crimă. Mersi mult de tot. Sper că cine îl prinde face ceva ca lumea cu acele puncte. Cătă, mersi mult pentru cei 10 lei prin sub, prin chat-ai cu 194. Suntem acolo în aceste momente. Vă mulțumesc mult de tot pentru donații, oameni buni. Hai să vedem. Salut, Căline. Fundaș, mă. Haide-n apărare, dă-ne fundașii. Nuno Mendes. Oh, mâncați-și. Nuno Mendes. Acuña. Aspilicueta. Trebuie Nunito, mamă, Nunito. Doar să vină Marchi. Vino Marquinhos. Tot left back a dat. De ce? De ce? Bă, nu e bun dacă vine Messi, să zicem, dar ce facem cu Modric? Mai e Pedro Porro, joacă la Sporting. Fundaș lateral de Premier League, care poate au chem mai mult, dar cu defensiva asta n-aveam absolut nicio șansă. Claude. Trebuie Claude. Ei bine, în acest moment stăm foarte mult în aceste rezerve de jucători care pot fi și fundași.
pe aici. Hai că poate iese. Jorginho, 97. Mamă. Ok, și Pele poate fi pus acolo. Jorgi ar intra aici. Și avem încă un 97, Dumnezeule mare. Mamă, de-am avea și apărare. Hai mă, ei mă. Nu se poate să nu fie asta 194. E minunăție. ABD, Pele. Mamă. Încă unul la mijloc. Case. Oare mai tank Case? Case poate fi pus pe CB. Iau ABD, ABD are link verde cu Nuno Mendes. Poate Case CB, dar n-are link-uri, bă, frate. Dacă bag ABD, poate scoatem un 97. Intră ABD și are cu Mendes și Moris. Care e codul? Am dat deja codul, cred că l-a luat cineva. Adică mă îndoiesc că cineva nu i-a dat redeem deja. De obicei la chestiile astea, dacă ești acolo, trebuie să iei codul și să-l bagi instant cum a intrat pe chat. Na, era un singur cod, se poate utiliza doar o dată. Are link și cu Dempsey. Corect. ABD are link și cu Dempsey. Hai fi, ABD. Mamă, nu știu dacă am făcut bine. Bam. Bam. Full cam toată lumea aici. Întrebarea e pe dreapta acolo, ce facem, băi, că e haos total. E băiatul ăsta de 77 care a rămas aici, nu știu cum. Trebuie să-i facem ceva. Depinde mult și de portar în acest moment. Right winger-ul trebuie schimbat și el. E Salah, extraordinar. Mohamed Salah, Doamne, ce echipă colosală. Wow, cum arată echipa asta, doar că n-are apărare, bă. Dar poate vine un right back. Bă, Trent, atât, un Trent. Se poate, hai că suntem acolo. Suntem mult prea aproape. Gerson, Coates. Nu ne ajută. Bun, avem doi oameni mai slabi. În rest, echipa e trei oameni mai slabi, cu tot cu Victor Diaz. 3 din 4 trebuie să fie buni. Ca să-i scoată pe ăștia. De preferat un right back de Premier League. Și 2 de orice ligă. Și un portar trebuie să vină ca lumea. Dar trebuie să vină fundașul dreapta. João Cancelo, 95. João Cancelo. Oh, 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 oh. João Cancelo în 6 chem acolo, dar ce frumos. Mamă, ce echipă. Draftul de 194, tată. Hai că putem. Culoris. Da, Culoris e full cam, fii atent. Nu-l ia. Portarii ultimi. Portarii ultimi. Poate cine știe, se mai schimbă calculele, nu știu niciodată. Aici sunt 3 jucători, pot fi și fundași. Și e nevoie de fundași. Kalidou Koulibaly, 95. O tonă de rating pentru Kalidou Koulibaly. Super. Cu un jucător high rated și un portar ca lumea. Aia a fost. De obicei țepele le luam în stânga. Dreapta poate e mai norocoasă. Haide mă. Lozano. House. Nu, Lozano 87 chiar e foarte util. Am scăpat de jucătorii mai slabi. Avem doar pe Lozano și Romero. 87 și 84. 2, 3 de 94. 2 de 97, 99. Să nu fie nevoie și de băieții ăștia. Dar cred că o mai facem noi cumva, că poate și Pele oare să treacă acolo și cu Jorgi. Avem prea puțin. Că e și Claude left back. Deci nu merge. Mamă, ar fi 93 fără portar, vă dați seama? Că ăsta e 95 rating. Dacă dă acolo Ruben Dias, team of the year.
mai dă și un portar de top, ar putea să iasă 195. Dar hai cu 194. Hai de aici. Jucătorul de acolo e Robertson. Sau Neymar. Mamă, numai fundaș stânga a dat. Deci bătaie de joc. Robertson. Full left back în apărare. Adevărat. Că pot pune efectiv 4 left back. Strigător la cer. Mamă. Stați așa. Link verde cu Salah, dar Salah are full cam. Salah stânga, bagă și Jorginho. Neymar n-are sens că nu intră. N-avem deci să băgăm un 91, că în atac stăm perfect. Deci au toți full. Mai puțin Pele. Mă rog, și ABD. Cei doi Pele. Draft cu cei doi Pele, ești nebun. Robo trebuie. Robertson că... cred că ne ajută puțin. Pune în 1 CB, Claude left back, joacă CB Robertson. Nu știu, hai să-l aleg pe Robertson. Robo. Bun. Pirar, ia de stați. Dacă facem așa, cât avem? 86. Cu un portar avem 96. Mamă! După aia cu antrenor de prem nu e suficient. Mamă, frate. Rest mersi mult de tot pentru că un euro. Cine a prins codul să doneze și înapoi, că așa e frumos. Oh, ce ar fi o din asta, din donație în donație. Ar fi belea dacă ar fi așa. Și apoi cod din cod în cod. Ar fi foarte interesant. Mersi mult rest pentru cei 2 euro și pentru cod din nou. E, cine a prins codul, cum consideră el. Dar important e că se bucure cineva de codul ăla. Pune Pele cam și Jorginho RKM. Avem un plus 1 așa. Dacă îl bag pe Romero, 88. Dacă vine Loris, e la fix. Ia să vedem. Portarul. Oh, Doamne. Benitez, link verde cu Claude. Are link cu amândoi, că e argentinian. Nu pot să cred. Și în acest moment ne trebuie antrenorul de Premier League și este 194. Bă, cum a venit Benitez ăsta? Antrenorul de Premier League sau antrenorul de Ligue 1 ne duce în 194 cu acești jucători. Antrenor portughez, 194. Benitez are și 85. Și momentan rezistă. Întrebarea e cu rezerva de portar, mai avem 94 sau nu? Aflăm imediat. E bun. E de 90. Rămâne 94. Asul la un antrenor distanță. Și cu Gigi la fel. Nu știu dacă are relevanță aici. Ia stați. Cu Donnarumma ar avea link verde. Donnarumma cu Mendes. Dar tot tot full are. Suntem la un bășcălit de antrenor cumva. Donnarumma și Baj Robertson. Poți să iau cu Claude. Hai că le iau pe Donnarumma. 94. Fac swap-ul. Nu funcționează. Nu merge. Dacă îl bag pe Donnarumma, asta e în 7. Nu, deci stați așa. Ne trebuie antrenorul de Premier League sau de Ligue 1. Aici se joacă totul. Dacă am luat țeapă de aici, vă jur că nu mai rezist. Pentru că suntem acolo, mâncați-și gura, la un antrenor portughez, Premier League sau Ligue 1. Apăs cu frică, dar cu încredere în suflet, mă. Haide.
Este, bă! O, sfârșit, bă, băiatule! Haide! O! Ăsta e, bă! Sărbătoare! Su! Su! Da, bă! Glory! Îmi bate inima tare rău de tot. Că am avut emoții ca niciodată, mâncați. Doamne, dacă mă țepuia la antrenor, wow, cum ar fi fost. Doamne, cum ar fi fost. Mi-au transpirat mâinile de frică. Am pățit-o de vreo 10 ori, bă, la ultimul pic să nu iasă. Deci nu, să nu-ți vine să crezi. Oh, Doamne. I am gold cu 10 lei prin super chat. Îți mulțumesc frumos, în sfârșit, că deja nu mai puteam eu. Am murit o săptămână, frate. Luca, dă și el 3 lei acolo, îți mulțumesc frumos. Bă, nu pot să cred cât a durat. Mamă. Ia să băgăm și pe Insta o poză. Oh, Doamne. Viața mea. Hai, funcționez. Funcționește. Mamă, viață. Oh, GG, mulțumesc tuturor. A fost aici, momentul istoric. Se vidă și el 10 reversimă de tot. A zis chatul 4-3-3. Chatul a fost foarte important în alegerea acestui sistem, într-adevăr. A fost un efort colectiv de mare succes. Și eu nu spun că 10 lei, mulțumesc mult de tot. Bă, nice. Ole. Lejer. Nici nu m-am chinuit. Și atat. Tiki-taka Barcelona. Xeno cu un euro acolo, mersi mult de tot. Aoleo, Sorine, te pup, bro. Asustar cu noi. La momentul mare. Vezi, Asustar, în ziua ta liberă, bătat. Ai văzut? Ai avut impact. Mamă, ce frumos e! Oh, ce belea e, dă, te văd de aici ce echipă. Mamă, colosală echipa asta. E mai bun Donnarumma. Și Romero iese, intră Kalidou Koulibaly. Matahala. Și cu Rashford avem. Dar Jorginho are defending-ul. Rashford ăsta e super bun. Rămâne rezervă. Cât aveam cu... Stai așa. Bine, aș putea băga Benitez, dar nu mai contează. Las-o așa. Victoria e victorie. Trebuie să iei victoria din când în când. Marius, mersi mult de tot. Un pound 79 acolo. Cu lirele, băieții mei, din UK. Să te uiți cu Robertson, că mai ai o șansă. Ce să fac? Să bag Robertson. Cred că e imposibil să avem 95. Nu cred că avem în vreun fel. Adică... Nu știu, vreți să ziceți de 95 sau... Ce cu Robertson? Că n-am înțeles. Uite că aveam și fără Rashford, bă, băiatule. Deci noi eram aproape de 95. Fără Rashford, tot e 94. Ca să vă dați seama, la final chiar nu prea conta. La ce carduri sunt aici? Mamă. Să faci 95? Ia. Cum așa? Dar nu iese, n-are cum. Cu Koulibaly. Avem 95? N-avem. Păi și cine ar mai fi de băgat? Abedi? Nu e, mă, nu e.
Cred că mai trebuie, dar n-avem carduri de 99, destule, nu știu. Chiar nu știu, nu știu cum poți să faci. Cum poți să faci 95, e greu de tot. Xeno, cum că nu ore mulțimul de tot, bagă Cancelo, CB și Robo right back. Nu iese, nu iese. Las-o așa. N-are cum să iasă 95. Pentru că l-avem pe ăsta de 87 și ăsta de 85. Cred că trebuie să fie toți 90 plus sau ceva de genul. Bine, dacă ar fi 95 n-ar fi full cam, deci n-are valoare așa de mare. Cumva. Că tot n-avem nebunia. Gata, mă. Echipa e bombă. Intră frumos cu Lipali, Rashford, Modric, rămân rezerve, Salah în flanc acolo. Aaa, frumos. Ia să vedem. Tiki-taka, Barcelona. Și acum pierd din primul meci. Cred că cel mai tare lucru când faci 194 e, bă, dacă pierd din primul meci. Dai seama că se poate întâmpla orice la jocul ăsta. Hai să vedem. Este clip pe YouTube cu 195. Da, s-au mai făcut 195-uri. Ok. S-au mai făcut 195-uri, că le-am mai văzut și eu de-a lungul timpului. Uneori când făceam 194, mă uitam să văd dacă e și un 195. Sunt câteva pe YouTube la fiecare FIFA, dar este, să faci 195, drumul spre 195 nu o să-l fac. Mi-a ajuns. Hai să vedem partidele. Ce ziceți? Dă-le și numere. 7, 10, Pele, Pele 10, Salah 11, 7, nu, 7, că 7 are Ronaldo, nu pot să-i dau. 16, Bănel. Ascultă un pic, Claude, și Nuno CB și Robo right back. Mă pui la story. Dacă dați frumos pe Insta, tag acolo, Dauri story, bineînțeles. Teo chiar el trebuie să crească spre 10.000. Cum altfel? Ce numere să le dau? Fă schimbă. Dar nu iese, că am băgat pe toți. L-am băgat pe Koulibaly, l-am băgat pe Abedi, am băgat toți jucătorii cu rating și n-am făcut Apple la 95 rating. Că dacă ies să fie de un rating mai mare, dacă bași cardurile cu rating de pe bancă, atunci crește. Dar dacă cu jucătorii de pe teren nu-ți ridică ratingul jucătorii, nu ai cum. Deci e 94 sigur. 195 cu Claude și Nuno CB și Robo right back. Cum ar fi să merg? Păi și... Păi și cum? Unde? Acum ce mai fac? Claude cu Cancelo, Rashford în loc de Nuno. Claude cu Cancelo. Păi da, dar n-avem. E 90 și ceva. Bă, nu e. Gata, stați așa, că le împârligăm prea mult. Nu e că i-am băgat pe toți, că așa merge, gen. Dacă scop pe Pele, spre exemplu, și bag pe Minamino, am scos la 93, bang, direct. Deci nu mai sunt la discuții. Pele a ridicat totul. Deci ăștia erau, da? Băgăm așa, bun. Cineva numărul 69. Numărul 94, Donnarumma. Hai că le facem pe toate. Stați așa și dăm drumul la meciuri. 69 va avea... Abedi Pele. Așa, tată. Numărul 9. Rămâne Joao Cancelo, numărul 9 Rashford, când intră el ca nebunul să dea golurile. Gata, bă! Pe ei! Haide! Nice. Țaca, țaca. Hai, tat, vino!
Apasă pe continue, că nu știi ce te așteaptă după acest loading screen. Pau, pau, pau! Hai, mă! Așa, ai apăsat! Cea mai mare greșeală! 193! Ronaldo, Cole... Unde mi-e prosopul, mă? Mie-mi trebuia un prosop aici. Pune și pauză. Ăsta mi-a dat snipe. Zău, n-ai cum așa ceva. Ok, Koulibaly, tată, fii puternic acolo. Central, cine rămâne central? Cât au la awareness? Ras pe Claude. Pe ele acolo, Giorgi, da, gata. Mamă. Oh, salut Mystery Shirt. Oh. Pe bune, am dat de echipă de 193 în primul meci. Să spuneți dacă se aude bine jocul, să știu dacă să-l mai reglez, că nu-mi dau seama. Dacă e ceva, pot să-l mai scad, dar cred că e bine. O să-l bat pe Rashford în repriza a doua. Îl lăsăm super sub. Avem destulă putere ofensivă. Pele, Ronaldo, ABD, haide-mă. E ok, bun, bun, bun. Hai, mă. Mă bată din primul meci și Caterin că ar fi. Ce echipă are golanul ăsta, trebuia să ies. Trebuia să ies. Vedeți, mai era fericit cu 193 și dă de echipă mai puternică și el ce-o zice. Fault, haide. Mosala! Marchează egipteanul, cine mai potrivit dacă nu Mohamed Salah cu primul gol. Așa, cu celebrarea lui clasică, primele 10 minute deja e prima lovitura 194-lui. Hai pe ei. Crezi că o să fie mai fain fa 23 decât 22? Băi, pot doar să sper. Mai departe, cine știe ce a făcut ei-ul acolo? Au băgat destule chestii noi și nu știi dacă au nimerit-o sau nu. Vom afla când se lansează. Asta e Dempsey, pe ei. Bravo Dempsey, Cristiano Ronaldo. A, trebuia să dau la Pele acolo. Dar la care, că-s doi? De ce avem dublu Pele? Fabulos. Cristi, gata Cristi! A, mi-a luat-o mă Cahill. Nu-i rău. Calidu te-a mâncat. Știe Tuchel ce face când transferă. Bine. Na, mă, ce ținută. Cred că pot să dau pe lângă el. Că se vedea clar că vreau acolo. Bun. Bravo. Ce tatonări, ce meci tare. Nici că e finala. Știe și ball roll, e jucător bun ăsta. Știe și ball roll. Hai, Dempsey! Ah, m-a citit. Nonito, ești primul, Nonito. Ușor aici.
Wow. Nu, Salah. Mamă. Îmi place și mie ruleta aia. Super dribbling. Să mă uit la chat în curând, că trebuie să fiu foarte atent aici. Băiatul joacă bine, că știe de toate, top. Chiar foarte greu primul meci. Mamă, ce jucător, băi, ești nebun, băi, ce adversar mi-a dat. Mamă. Hai, du-te. Fault ăsta. Hai că e bine că e tot la noi. Hai, abeditat. Du-te. Du-te, bătrânule. Nu acolo. Se apără bine. Cristi. În spate. Continuă. Scus portarul, bă, și n-am avut cui să-i dau. Fără spectacol. Hai să jucăm simplu. Simplu și util. Cristiano. Lobul Cristi. Dă-i în ea, Cristi. Asta-i. Și-a pierdut răbdarea. La revedere. Dăm de pământ cu tine. Suuu. Suuu, pe chat. Las-o. Ce-a fost? Grijă. Dempsey. Hai, Cristiano. Na. Mă gândeam că se duce altfel. Oho. Bun, rău joau ăsta. Și joau toți care peste Team of the Year, care un punct de rating în plus. Stați-l pe total mai bune. Vine cea mai bună varianta lui. Ce șansă cu ăsta. Uite unde era portarul, pe bune că-ți șutam dacă mă uitam la radar. Începe să scoată portarul, nu mai are chef. Bun, pauză. Prosopelul, dați-mi prosopelul. Stați să mă duc să-mi iau un prosopel. Cu prosopel roz. Așa, tat. N-am om să-mi țină prosopul. De ce? Ce condiții sunt astea? Două șuturi, două goluri. Ce meci greu, bă. Și șampania. Respect, Bogdi. Rocky Balboa. Un salam de pe Wish. Acum vin să țin prosopul, te pup! Mihai, respect! Vezi că ești la bunte, nu la plajă, ia fularul. Ce ai, mă, că 29 de grade în cameră în continuare. Mai devreme erau 30, n-am întâlnit așa ceva. Că aici n-am aer condiționat. Haide! Poza de thumbnail, știți că va fi cu prosopul, nu? Cristiano Ronaldo. Hai, mă. Walkere, stai cu minte acolo. Asta e? Ronaldo? Pe spate! Dă-i gol, mă! Scoate Van der Sar. Dar mai avem o oportunitate aici. Cine se centreze dacă nu Mohamed Salah și nu mă atacă? Mare greșeală că e Ronaldo la capătul centrării. Și-ți bagă... Unde e camera? Să mă duc să fac și eu în cameră. Te rog, fă siul în cameră, Cristiano. Unde e camera? Camera... Uite-o acolo. De ce nu mi-a arat? N-avea, mă, cameraman acolo? Cred că era în dreapta, mă. Dacă nu văd, ce-i cu unghiul ăsta? Era în dreapta camera. Era camera în dreapta și nu mi-am dat seama. Nu-i nimic. Părăsiu făcea de-alea cu pentru tine, vărule. A ieșit la 3-0. Ce să faci? O nouă victimă a draftului de 194. Haide, Kilmele Matrix.
Oh, Doamne, Doamne, mamă, greu mai e. Mai faci drafturi astăzi? Nu. Astăzi se petrece. A venit 194, mâncați-și. Nu știu când să-l postez, că mai aveam drafturi făcute. Ne mai gândim. Meciul 2. Adama, Bedi, 191, let's do this. Cum Titi și CDB fundași central în 2022. Nici nu știa la ce să se aștepte când a intrat. El joacă cum Titi. Cum Titi. Ce o să câștige între Chindia și Hermannstadt? E bine, scorul este în aceste momente 1-1, nu bate nimeni, este negat. Cristian, du-te la Kikoplici. Hai, du-te în față. N-am reușit. Okay. Bravo, Georgi. Salah. Bună, Bedi. Cu adevăratul Pele, Pele chiar el, putea fi Instagramului Pele. Dempsey! Hai, Dempsey, scărița promisă! Bravo, mă, americanule, mă, the American man! 1-0, așa, da. Până și Dempsey e fotbalist mare de tot în luna iulie. Ah, Joao, ce ai făcut? Excelent. Și Cristiano în careu. Pentru tine, de la Joao Cancelo. Și n-a fost în stare să dea gol. Era un tap-in. Dar a dat-o Cancelo cum îi dă lui Holland. Încă una bună. Asta n-a mai fost, dar vine Claude. A dat cu dreptul, nu știe să tragă. Nu știe șut. A, m-a prins Adama. Mușc mulți. Și știe să fugă. Dar ce abia zis că nu e suficient. Bine. Da, mă. Pele. Bar. M-am gândit dacă să fac scheme, dacă să trag simplu. Am zis, hai că mai bine dau gol. Și tot bar a fost. Că dacă eziți, jocul simte mirosul fricii și te prind. Dacă mai bine dai cu pas. Sweaty gol, scădeam prosopelul, că nu degeaba. E super sweaty ce se întâmplă aici. 40 de grade afară și eu dau pas în gura porții. Cu draftul de 194. Îmi pare rău. Se putea mai mult spectacol de atât. Mici pe la Cristiano Ronaldo cu dribbling-uri. Om după om driblând, dar pasa nu poate lipsi în gura porții. Hai mă, te gol! Bă, ce a făcut, mă, Curta? Cum a scăpat? Ce ai făcut, Tibo? Da, mă, știe doar fugă. Așa e. Americanul știe doar lob. Aia zic. Nu e, mă, Clint Dempsey este fotbalist. Iată-l. Cu pas în dreapta, cum mai vedeam la Dodel în zilele bune. Salah! A, pe Curta, nu-i nimic. Îl dominăm, nu știe de el. Kalidou. Tancul. Bravo, mă. Vede? Aoleo. Celebrează la cameră. Bună idee. Facem asta la următorul gol. Abedi, excelent, Donnarumma, avem și portare, este Gigio. Hai, Kalidou! Aoleo! Ce-a fost aia, mă? De ce este cel mai avansat om Claude Maurice? Bă, ce tactică e asta? Bun. Am plecat? N-am plecat. Acum. Joao Cancelo.
Minunat fotbal. Mohamed Salah. Dar voiam centrare la Cristiano Ronaldo. Îți dau un gol clasic. Sens că pe YouTube se face 194. La asta m-am gândit și eu. YouTube-ul va purta noroc. Și uite că a purtat. Hai Salah. Mamă, nu vrea. Eu încerc cu șuturi de la distanță. Dar tot din gura porții dai gol. Nu cu vrăjel din astea de șuturi cu Mohamed Salah. Mamă, numai pe Adam a dat. Iată-l. Prins din urmă de João Cancelo. Da, n-ai nicio șansă, am apărare prea bună. Hai Cristi. Ce pasă prea lungă. Uite cum s-a dus Adamo. M-a prins. Redus din diferență. Stați puțin că Mbappé de gol de încă face ravagii. 2-1. Hai Dempsey-ule. Perfect. Gol, mă. Așa, cu pasele în gura porții, talent. Bun transfer Chelsea cu Libali, chiar da, dacă l-ar aduce și pe Koundé, nu știu dacă reușesc sau nu. Își fac o apărare de 3 forță. Thiago Silva cu Libali, Koundé, super. O seară frumoasă să ai, Leo. Trebuie să celebrezi la cameră. Mamă, am uitat. Stai așa, acum, la golul ăsta. Mergi la cameră. Vine mingea. Dempsey! Nu, Dempsey. O să iasă, nu mai e timp să mă duc la cameră. Meciul următor. Am uitat de celebrarea la cameră. Avem 2 victorii. Când ai 194 se iese repede. N-am ce să fac. Nu, stau ăștia să joace. Cariera cu Ronaldo, cred că vine mâine. Mâine ar trebui. Salut, Mițule! Felicitări pentru 194, mulțumesc frumos, binevenit! Am uitat, mă, să mă duc la cameră. Vrei să-l bag și pe Rashford, dar vreau repriza a doua. Postează mâine ca să se împlinească fix un an de la 194. Aș putea să-l pun mâine să fie fix. Mamă, dar e prea frumos, într-adevăr. Și vedeți că am pus clipul ăla la o zi după ce făcusem draftul ăla pe Facebook. Deci am făcut 194 în aceeași zi anul trecut. Ca idee. Și a intrat pe 26 iulie și l-am făcut pe 25 iulie. Mama, asta e ziua aniversară. Deci în fiecare an, 25 iulie, se fac drafturi toată ziua până la 194. La anul live de 12 ore cu drafturi, puneți. Da, mă, așa este. O să pun asta mâine și cred că pun și cariera cu Ronaldo, să facem dublu upload. Cred că, nu știu. O să văd, încercăm. Mamă, ce-am transpirat, e haos de cald, nu știu ce. Cred că m-am încălzit eu de la intensitatea acestei nebunii. Da, l-am simt pe Rashford super sap, că pe final de meci poate să-ți facă diferența clar un card din ăsta. E jucătorul ăla care schimbă meciul dacă vor fi probleme sau lucruri din astea. Mulțumesc, Damian. Răzvan cu 2 euro, mulțumesc frumos. Te pup, ai cu 194, te pup, 194 complet! Avem în acest moment echipa. We made it. Cristiano Ronaldo. Pele, mă, știam că Pele aduci. 4-3-3, mă rămâne. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-2-2-2, astea sunt sistemele în care s-au făcut drafturile mare an de an. 92 rating, 94 chem din Natale și Aubameyang. L-a prins pe Mateus. Are un 4-3-3 holding, echipă foarte bună. Așa, da. Ia să vedem. Doar că anul trecut a ieșit 194 din 3 încercări, dar... Nu era, n-am făcut drafturile în ziua asta, magic. 25 iulie e ziua la ei, e ceva în sistem. Dempsey. Așa, Dempsey. La Cristiano, una bună, mă, nu așa, mă. Asta e minge, mă.
Hai pe-l. Ronaldo, gata, gol. Nu se poate, a scos Golini. Fără ratări din astea, dă-le gol Cristiano. Oh, nu. Haide, fă-l pe Ibra. Ibra, tot Ibra rămâne. Mirel cu trabucul. Ce băiat. Nu! Dona, mă! N-am pus schimbările. Bravo. N-ar fi și mingea aia. E bine că nici nu te-ai chinuit să faci 194 la fost. A fost de muncă. Oh, ce picior a băgat Gigio. Bă, uneori e de muncă. Nu toate lucrurile vin ușor. E o lecție de viață de la EA Sports. Urez o seară spumantă, că fotbalul șampanie e pe teren și în același timp o seară 194. Ce mă? Cât mă? Hai jo. În față. Dempsey, preluare bună. Și-a urcat băieții. Dar de ce este cel mai avansat om Claude Maurice? Ce tactică avem noi? E Claude în față. Nu-i dau lui Claude niciodată. Poți să stai acolo, Claude? Trage omul după tine. Fii util. Claude, care e fundaș central. E un fel de Vlad Chiricheș. Ne jucam și noi în cupele europene. Aia e la noi. Deci la gol, da, trebuie să celebrez la cameră. Sper să-mi amintesc. Să nu mă ia euforia golului marcat. Bravo. Pele în centru. Bine, Salah. Abedi. Faultează-l, mă. O, firar. N-am mai avut cui să-i dau. Peste picioare nu mi-ar fi dat. Și băiatul ăsta joacă bine. Am prins adversar bunez. Se apără bine. Bun, Jerj. Hai, Cristi. Nu cred că a rămas la el. Hai, mă, jos, voi aminge, ia să ducă. Să mă asculte și pe mine jucătorii ăștia. Ciurcă pele. Bravo, mă! Ăsta e americanul, mă! Michelu! Nici n-am putut să mă duc la cameră, că a căzut în poartă Ronaldo. De la epuizarea... După efortul pe care l-a oferit acestei faze, știi? A muncit mult de tot. A fost un consum mare de resurse și a căzut în poartă doborât, epuizat, de la cel tap-in. N-am mai putut să facă nici siul. Hai, Cristi. Ăsta e Cristi. Gol cu lob. A băgat piciorul, mă. Walker. Bine, și celebrare la cameră. Răbdare. Uite că a dat-o pe zonă centrală. Tupeu se construiește.
Oh, pasul la Zlatan în offside. Nu e nimic. Să celebrez la cameră, că așa am zis. Cum faci celebrarea la cameră? Te duci la cameră. E o cameră la marginea terenului, trebuie să ajungi acolo. Și face jucătorul ceva acolo. Ronaldo uneori face siul, așa urlă la tine, alteori se uită la cameră gânditor, așa cu mamă ce m-am făcut. Bravo. E bună și asta, vine și Salah, Ronaldo e în careu și el. Na, a luat-o Walker. Omniprezent Kyle Walker. Acasă. Mă, ce s-a aruncat cu Zlatan, a apăsat ca nebunul. I-a dat și pe roșu acolo. Ok, conduc la pauză. Și trebuie să meargă bine și repriza a doua, dar se dă gol greu aici. Foarte greu. Cred că se concentrează mai mult și adversarii când dai 194. Răzvane, mersi mult pentru încă 2 euro. Hai să fie suma rotundă, mulțumesc frumos. De cât e draftul? 194, păi dar ce facem? E cu emoții, mă, nu e așa oricum. Este un meciul 3. Dempsey. Americanule. Ah, e o pasă bună asta, oba. N-a știut lobul bine, dar ne-am împiedicat de portar. S-a împiedicat de portar, Calidu. Fabulos. Ușor, mă. Hai, mă, Dempsey, mă. O pasă serioasă, mă. Uite, ăsta e genul de meci în care ar putea intra Rashford să ne ajute. Cred că îl voi băga. Bravo. Hai, Salah. Salah! E gol! Du-te la cameră! Unde-i camera? Unde-i camera? Bă, nu văd camera să mă duc. Nu știu unde-i camera sus acolo, că n-am unghiul potrivit. Dar au venit băieții acolo, uite-i. Stai așa. Afară Pele. Dempsey are și 82 defending. E bun de tot pe CM, care și high cu high. Și Marcus Rashford rupe în flancul stâng. Da. Unde e camera sus acolo? Bine, și la Ronaldo. Ba nu, s-a zis către Salah. Ce păcat. Da? A, e camera, uite, am văzut-o. Deci în dreapta relativ. Dacă mă duc încolo e riscul să mă urc pe garduri. Pe reclame, pe alea. De cu cap. Bravo. Bine, Rashford. Marcus, Ronaldo. Și e gol, bară gol, du-te la cameră. Haide. Stai, unde e camera? Mare siul lângă fotografie. A intrat camera prin față, nu. Nu, Cristiano. Nu e nevoie. Potoliți-l. Unde-i camera, că n-o văd?
Wow! Stai că s-a completat goalul, e nebunie totală. Mortu Viu donează de 15 euro, mulțumesc mult. Și Răzvan cu 5 euro. Stai. Stai băieți că e intensitate maximă. Mai dăm una. A, uită-mă în stânga acolo. S-a stricat camera. Săracul cameraman de la ProSport. Jos cu... Nu-i penalti! A fost un contact bărbătesc. Nu poți să dai la așa ceva. Unde e verificarea VAR? Unde e dubița VAR din Liga 1? Să arate că nu s-a întâmplat nimic. Pe centru dă. Băi, dar nu știi. Bă, te știu pe de rost, bă, animalule. Vrei să dai din penalti? Și dă cu capă după cum. Da, că m-am bucurat degeaba repede. Nu tu și aici nouă cu Bameanga. Am văzut-o pe asta ei. Da. Calmați-i pe ăștia, mă. Că au venit peste noi. Bravo, Gigiu. Prindă. Mamă. Bine că l-am luat pe Donnarumma. Inspirată decizie. Du-te, Rashford, tu. Pe spate. Și-am trimis. Mă, nu pot să trec de Walker niciodată. Ce bestie. Hai, mă, cum a rămas la el. Nu trece de aici. Nu! Fără penalti. Ai căzut ca nebun, Aubameyang. Vrei numai penaltiuri? Asta e Salah! Spre victorie! Cu pasă! Și mergem la cameră cu Marcus Rashford. Haide, du-te! De ce nu merge? N-am putut, bă. Vreți să vă mint? N-am putut. Nu pot să o fac. Salah. Dă-i gol. Oh, Scorpion scos. Bă, cum e ăsta? Braziliană. N-am reușit. Jos. George, bravo. Camera e în sus. Să mă duc sus? Gata, mă. Să mă duc sus. Să mă duc tot mai sus. Cristia. Fault. Hai, m-a luat în brațe. Asta n-o vezi? Dă-i șansă de contraatac. Cu superioritate numerică. Ce lob. Mamă, belea. Nu mă așteptam să știe din asta. Știe lob. Pus pauză. Cristiano. Clint Dempsey. All the way from the United States. Pac. Și am timp să mă duc? Nu, că e celebrare de final de meci. Nu-i nimic. 5-3. L-am dovedit pe Marcel. Pe Marcel. 5-6. Și iată-ne în finală. Da. Play normal. Dacă apeși pe sprint, încearcă să mai apeși pe sprint. Ok. Are sens. Da, asta ți-o face automat dacă dai gol pe final. E golul calificării, ne-am dezlănțuit și de aceea ne-am bucurat așa. 3 victorii, haide. Și donațiile.
Răzvan a donat 15 euro. Oh, stai că nu erau 5. Mersi, mă, Răzvane, pentru 19 euro acolo. Hai să fie complet, a completat golul, după care mortul viu imediat, în același timp, nu știu cum s-a nimerit, dă și el 15 euro tot cu taxe. Și-a dat și mai devreme mortul viu. Deci 25 de euro, dar mortul viu, mersi, mă, de tot. Deci când ai că faci Brazilia, n-ai când pic, că draftul de 94 ai făcut. Bună întrebarea asta. Această seară nu cred că mai am timp, din păcate, să mai fac și picul. Dar poate fac un video cu acest pic. O să încerc să-l fac. O să mă uit să văd care sunt resursele necesare, să văd dacă pot să-l fac în primul rând. Ridiar, dă și el 2 euro, mersi mă de tot. Puteți să faci draft de 194, dar nu poți să celebrezi la cameră. Ce-i drept? 160 de încercări sau câte a fost pentru 194. Deci poți da 160 de goluri până să celebrezi la cameră. Și tot se pune camera și tot dat. Mersi mult. S-a stricat și golul, dar nu mai știu cum îl făceam să meargă. Așa. Top. Belea. Pac. Și atată. Eleganță. Care e mai bun în gameplay? Ronaldo, Moment sau Ginola? Sincer, cred că Ginola, nu știu. Mi s-a părut Ronaldo mai bun la alte ediții decât la asta, cumva. Și nu știu de ce. Alte carduri, spre exemplu, rup rău de tot. Spre exemplu, Cristiano Ronaldo 99, la fel cred că e peste. E fabulos. Nu știu ce să zic. Toți sunt bombă, că nu poți să zici că nu. E greu să spui care e mai bun, în mod cert, dacă nu joci foarte mult cu toți. Salut, David, respect. Finala. Finala cu Aachen Borussia, Mbappé Team of the Year, pușcărie. Dar fără prosop, nu poți. Hai că se poate. Pentru spiritul competitiv, 4 victorii. Salut, Venom. Salut, Andrei Brol. Bun venit. A, a dat o naută, e frică. E frică. Am jucat mult mai bine cu Rashford, astfel că îl bag încă din prima, dă-l încolo pe Abedică, ăla nu-i jucător. A lăsat de dorit Abedi la mijloc, nu mi-a plăcut. Când a intrat Rashford, s-a schimbat tot meciul. Cu Dempsey acolo, altfel stăm. Pele, rupere și e gol cu călcâiul, din offside. Nu deschidem scorul acolo. Oricum, prima ratare a fost colosală. Mamă, ce-a venit acolo cu jucătură. A, Mbappé, ăsta e greu de ținut. Perfect, Claude. Bună pasă! Da, bă, băiatule! Este 1-0. Și am mers la cameră. Cu pele. Da? Deci nu oricum. Iată-ne aproape de 4. Ce a urcat pele. A dat și golul cu șutul din prima. Bravo. Ne-am făcut pe toate. Brazilian. Pac. Pac. Ronaldo. Ce gol. Cristiano Ronaldo. La spart. Ce-am făcut, șefule? Ce-am făcut? Ce-am făcut, Cristiano? Ce-i ăsta?
Du-te, ai mă, l-a dezechilibrat Michelul. I-a dat peste picioare. Oh, mamă, Mbappé. Dar s-a blocat acolo. Degeaba i-a dat printre picioare. E bună. Marcus are și forță. Și știi, 3-0. Nici nu mai am nevoie de prosop, nici nu mai întreb. Finală mai ușoară ca primul meci. 3-0. Mai zi ceva. Cu celebrări la toate golurile, cum trebuie, cum trebuie să faci, cu siguri, cu celebrări la cameră. Oh, un meci. Cristiano a lăsat-o să treacă. Pele, na. Încă el. Raul Rusescu. Direct era. Direct Raul Rusescu, zilele bune. Nu. Cui mai trebuie prosop, corect? Oh, Jorginho. Salah. Bine cu centrare. Nu vreau. Nu merge să faci celebrarea cu selfie sau trebuie azar? Nu știu exact care e. Cu azar n-am dat prea multe goluri. Că dacă nu e ăla de 96, na. Nu are sens ce pasă de Calidu, dar e n-out. Aiurea. N-are nicio șansă. Cel mai slab a fost în finală, culmea. Mamă, ce m-a luat Rudy. Zi, bă, numele să apară și eu pe YouTube, spune Asustar. Gigio, bravo. Salutare, Mihai. E pierdut cam tot ce era mai important. Hai mă. Pei. E bună și pasa. Preluarea e perfectă. Și Lobu este stelar. Dempsey dă gol. Bine mă. Mamă ce lob a dat. Dar ce să facă și Clint Dempsey, the American man. Salut Luca. Bogdi, Bogdi, zice Bogdi, Bogdi. Ba, acum nu știu dacă la editare o să țin minte toate astea. Ar fi bine dacă nu. Hai, Salah. Du-te, tată. Bun. Bătoșan a început bine, dar nu știu dacă se bat la titlu. Dar clar pare că va fi o luptă la play-off foarte echilibrată.
Încă mi-am amintesc reacția în care ți-a picat Ronaldo Icon Moments. Bă, două momente mari la acest FIFA, Ronaldo Icon Moments și draftul de 194. Am vreme de 2000 de like-uri, nu uitați de like dacă n-ați lăsat încă și vă place acest live. Mulțumesc frumos pentru cele 2000 de astăzi, că sigur se ating. Senzație. Da, l-am ținut pe Mbappe. Nu, n-are nicio șansă să revină. Mamă, ce a făcut Rudiger? Nicio șansă împotriva lui Rudi. Mamă, canceluri! S-a activat. Ce de canceluri. Bună și asta. Opa, a început să joace. Stai așa. Stai așa că nu-i gata. Hai fără două minute. Că am mai trăit din asta. N-a trecut, mă. Bravo. Ăsta-i Georgi. Dut. Haide. La Rashford. Bine. A scos-o. Încă nu-i 5. Dar bănesc că mai marchez. Totuși. Ce se întâmplă? Nu aș. Bă, Donnarumma, cum adică n-a scos-o? João Félix, 4-2. De ce? Un șut la lung. Aoleo. Lasă-mă. Pleacă. Pleacă, João. Du-te acasă. Faul, te luăm. Bun. Ce-a făcut ăsta? Bă, de ce mi s-au glitchuit toți? Mamă. Dar pasă mai devreme, că altfel nu mai pasă. Ia uite și aici. Nu se mai înțelege nimic. Uneori nu se înțelege nimic la FIFA-ul ăsta și nu știu ce. Hai, Jorge. Nu, a luat ok. Rashford, forță. Nu.
Mamă. 10 minute. Rezistăm. Bravo. Nu-i fault aici. Bine că a bătut-o repede. S-a grăbit. Eu cred că dacă gestiona puțin mai bine momentele astea bune pentru el, ar fi putut fi aproape de egalare. Dar să tăia rău de tot pe final. Oh, hai mă, Dempsey. Bă, ce frumos era să intre. E bun asta. Koulibaly, e gol. Excelent. 5-2, ultimul gol îl dă Kalidou Koulibaly, noul om de la Chelsea. Și se încheie acest draft de 194 cu 4 victorii. Dacă sunt și pachete bune, am dat toate loviturile posibile. Forță rău de tot. Bine rău. Super mișto live-ul și în sfârșit a reușit. Urmez de mult și mă bucur că a venit draftul de 194. Îți mulțumesc mult de tot, Flavius. Haide. Premiul pentru 4 victorii. 2 premium gold players pack-uri și 2 gold pack-uri. Cum ne place nouă. Și o să deschid 2 gold pack-uri și acele pachete. S-au strâns mai multe pachete aici de lungul încercărilor. Am scăzut sub 1 milion. Că nu, am uitat să mă uit. Stai că am uitat să mă uit la aspectul ăsta. A, nici n-am scăzut sub 1 milion. Dacă scădeam, voiam să mă opresc. Uite că s-a întâmplat la limită. GG, mulțumesc tuturor. Au fost bune meciurile. Uite un cam spre CM. Bombă. Ăsta cred că e 5.000, nu? Pune la vânzare. Mai revine vreun jucător bun. Ne ducem în capăt unde se află premium gold player spec-urile. Doar 6 jucători rari. Nu aici. Ultimul pack. Poate ceva frumos. Doar bărți. Ce mai contează? Dă-le colo de pecuri. Am avut marea echipă. Și asta este important. Ocampos va pleca la vânzare. Și am rupt tot aici. Bine rău. Bine rău, bă, băieți. Ole! Mamă! Bun. Care este situația? Din păcate nu mai pot să mai stau. O să încerc să mai intru live pe YouTube în perioada următoare. Poate mai facem și alte lucruri. Am zis că poate facem niște retro, poate un mondial retro cu România la FA18, The Journey, tot felul de nebunii. N-am făcut-o, poate băgăm ceva de genul ăsta, că ar fi mișto. Obiectivul pe live-uri în ultima săptămână a fost drafturi. Deci am făcut vreo 14 ore, 15 ore de live-uri 100% cu drafturi non-stop. Bine că a ieșit până la urmă, pentru că era tare enervant la un moment dat, că mereu la ultimul pic te tăia, dacă nu dădea antrenorul ăla, nici nu vreau să știu, dar s-au pus toate piesele, la fix era cum trebuie. Țin să mulțumesc tuturor pentru donații, 67 de euro acolo, plus donații prin Super Chat și membership-uri, vă mulțumesc mult și pentru susținerea nebună de pe chat. A fost haos live-ul ăsta și m-am simțit foarte bine, a fost cu totul altă treabă de data asta. Să aveți o seară fantastică, o săptămână bombă. Am pregătit multe clipuri pentru ziua următoare. Vin tot felul de videouri în fiecare zi aici pe canalul de YouTube. Nu uitați de subscribe dacă n-ați dat încă.
follow pe Instagram, Teo chiar el noul meu cont acolo, unde am reînceput drumul pe Insta, după ce m-au șters. Am vrut să mă dea afară, 11 story-uri, tot băieți vă dau, 11 story-uri de fapt, o să vă dau și eu story. Forță. Copyright claim. Mamă. Am un video de la FA 18. Vă dați seama că eu primesc claim-uri de la FA 17 și 18. Mi-a blocat în Belarus și Rusia acel videoclip. Dar nu știu de ce. Cred că aveam o piesă, ceva, dar de ce blochează piesa aia în Belarus și Rusia? Mamă, Belarus și Rusia. Of. Da. Bun, cam atât. Pa, pa!